Domnule consilier, azi, ziua de 30 anuva, a fost invitat la ședința partalului președinței ordinare, Consiliul Local Hurgeș. Se pune la vot amendamentul de azi. Avem amendamente, domnule. Înaintea ședinței, doar un minut vă rețin atenția cu trei probleme. Prima ar fi, se știe, dar ca să reamintim, e vorba de avizul Comisiei de Specialitate, care îl avem de fiecare dată, dar în mod obligatoriu trebuie să fie la mapă la momentul la care supunem la vot proiectul ordinii de zi. A doua problemă ar fi privind indemnizația consilierilor pe 212 noul cod administrativ. Va trebui să avem prezența minim la o ședință și minim la o ședință de comisie. Deci am rugămintea fiecare comisie să-mi dea acea prezență la ședința pe comisie. Și a treia problemă care am mai discutat de mai multe ori, dar chiar am ajuns la un punct final, declarațiile de averi și de interese. Săptămâna asta, vineri, le trimit că nu mai am ce face. Ba da, pentru cei care n-au dat. Fiecare știe, nu mai analizez eu că n-are rost. Cine a dat, a dat. Trebuiau trimise deja, am mai lungit, am mai dat un termen, dar astăzi, vinerea asta, va trebui să-l trimit. Cam asta. Acum, spuneți la vot procesul verbal al ședinței, nu. Procesul verbal al ședinței de data de 30.08.2019, care a fost publicat de o săptămână. Voturi pentru? Împotrivă? Avem împotriva, abțineri? Abțineri. Ce verbal, domnul Dăboc, da? Dacă nu a fost, Domnul Costică, cum votați procesul verbal? Pentru? Pentru? Da. Și de asta se votări cu prezență. E mult să ai de acum. Să puneți la vot proiectul ordinii de zi. Hai pentru. Abțineri împotrivă? Nu avem abțineri împotrivă la ordinea de zi? Nu avem, deci pentru, da? Avem unanimitate, da? În cazul ăsta, proiectul numărul 1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local la data de 30.09.2019, inițiator primar Ferabă Gheorghe. Proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului la parteneriat între UAT Urgeș și Administrația Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării proiectului de investiții, dezințarea POT PDC 92 la kilometrul 0.25, localitatea Urgeș, comuna Urgeș, județul Bacău, și construirea POT PDC 92 la kilometrul 0.25, localitatea Urgeș, comuna Urgeș, județul Bacău, inițiator primar Ferabă Gheorghe. Proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui act adițional a contractului de delegare a serviciilor publice de salubrizare numărul 7041 din 26-10-2018, încheiat între UAT, Comuna Urgeș și TC Soma Sertifată, inițiator primar Ferabă Gheorghe. Bună ziua! Proiectul numărul 4. Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului privind colectarea separată a deșeurilor în Comuna Urgeș de Sertifată, inițiator primar Ferabă Gheorghe. Punctul 5, întrebări și întrebări. Proiectul numărul 1, domnul primar. Spuneți ceva și el. Are rectificarea bugetară. Invitatul pe doamna a trimit la mapă explicarea de motive și raportul compartimentului. Am invitat-o alături de noi pe doamna contabil pentru a ne da mai multe explicații. E vorba de o sumă primită prin rectificare bugetară, iar restul sunt niște virări de credite de la anumite capitole. Ok. Înscrieri la cuvânt. Nu, așa. Înscrieri la cuvânt pe proiect din hotărâre? Să mai ești trist, domnul. Ceva, domnul primare, am zis cum s-a mai betonat curtea de la școală de la Sopodor. Da. Motivul pentru care s-a renunțat la această investiție? Din cauza că încep lucrările la toalete interioare, construcția de toalete interioare la școala Sopodor și asta a însemnat să spargem cu aceea, iar cu
perforăm iarăși curtea respectivă pentru instalația respectivă. Am spus că avem o dare la aprobarea bugetului pe anul viitor. Bani. 20.000 folosiți pentru registratorul pe toți? Nu. Pentru scările, dacă vă spuneați, vrem să, în urma cu scările făcute, vrem să modificăm scările și registratura. Vrem să... deci cu tot și scările. Da. Nu, la registratură biroul este mic. Este mic și este pus parchetul respectiv, prin gust și ia la ce, îi s-o desfăcut de tot, fi urât de tot și vrem să punem niște greșe. La contabil, dacă sunteți, avem bani până la sfârșitul anului de salarii, tot ce ține de funcționare? Da. Nu e descurcat. Este și de primă de Crăciun? Da, prima dată, nu, doar. La primărie, nu. Nu sunt ea la privat. La sfârșire local, nu la primărie. Ai fost întrebări? 20.000 ăștia intră și cei 8.000 de lei. Am vrea, simte. Deci, atenție, haideți să luăm 8.000 de lei de duce la departizat, sume de fabricate. El a cheltuit suma de 8.000 de lei reparații și va duce tu ce? 8.000 de lei. Deci, în capul nostru, îi vă 28.000. Păi, 8.000 la ce îi folosiți? Care? 8.000? Da. I-am primit. Tot aici. I-am primit. Aia i-am primit prin rectificare bugetară. Aia i-am banii primit prin rectificare bugetară. După prima rău, întrebare, dacă termine, domnul președinte. Da. Sperăm că faceți și rigola aia prin fața primăriei, cu ocazia asta, dacă tot faceți cărbi pe acolo, faceți să... Dacă vreți să facem după suma asta, să facem achiziția? Da, dacă rămân bani, facem și acolo. Dacă rămân, deci... Adică în sensul ăsta. E cu dacă. E cu dus întors, adică... Da și nu. Mulțumim. E cu oprire. Ați întrebat? Nu. Puneți la vot. Pune la vot, vei numărul 1. Ce-ți doamna rigola acolo? Vă rog frumos. Voturi pentru. Împotriva, abțineri. Mai nimic de n-am. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între AUAT Plojești și Administrația Bazinală de Apă Serios în vederea realizării proiectului de investiții. Desfințarea POT PDC 92 la kilometru 0 plus 225 în localitatea Urgești, comuna Urgești, Lăză Bacău. Și construire POT PDC 92 la kilometru 0 plus 225 în localitatea Urgești, comuna Urgești, Lăză Bacău. Greșit, da. Deci e vorba de proiectul PNDL, construire, desfințare și construire pod PDC, e vorba de podul de la Zotian. După toate obținerile, discutam și în Comisia de Buget Finanță, după ce am obținut toate avizele, avizărașele și toate autorizațiile, pentru obținerea autorizației de construcție avizului de la Consiliul Județean, am depus, ni se solicită un acord de parteneriat cu APA Siret, pentru Administrația Bazinală de Apă Siret, întrucât firul de apă, Părâul Răcătău plus malurile sunt la dreapta, există Albia Minoră a Părâului, care este în proprietatea Apelor Române, pentru a ne da aceștia ultima aprobare, ne-au solicitat un acord de parteneriat între noi și dumnealor. Avem aici undeva, dacă ați citit dumneavoastră, pe toată perioada de derulare, adică 3 ani de zile, zicem noi că intervenim, a prezentat acord de parteneriat, bănuiesc că o să mai fie iarăși după. Deocamdată durata prezentului parteneriat este de 3 ani. Asociația Bazinală Siret se obligă să păstreze dreptul de administrare asupra Albirii Minorii a râului Răcătău, cadastrul dumnealor, curs de apă din Odeu, din bazinul hidrografic Siret, s-a înversat de podul amplasat pe DC92 la kilometru 0 plus 225,
situat în localitatea Vogești, județul Bacău. Podul și lucrările de amenajare albei aferente acestui vor ocupa o suprafață totală de 1416 metri pătrați, care face obiectul proiectului respectiv, din care 188 de metri pătrați, suprafață de albie minoră ocupată de pod și 1228 suprafață ocupată de lucrări de apărare de mal, lucrări de gabionare. Vorba de atât în amonte cât și aval, se face un toarnă beton pentru a consolida podul respectiv. Deci, supunem spre aprobare prezentul parteneriat, după mergem la semnăm cu cei de la Abaset pentru a depune la Consiliul Județean în vederea avizului pentru eliberarea autorizației de construcție pentru podul respectiv și să dăm ordine de începerea lucrărilor. Dacă nu mai sunt la alte acolo. Sperăm că nu. Asta ce-a însemnat domnul primar. Da. În zile luni, de exemplu, în momentul când, din punctul meu de vedere, dacă ar fi, eu astăzi am girul Consiliului Local, mâine dimineață sunt la Basiret, semnăm contractul și îl depun la Consiliul Județean. Consiliul Județean speră noi ca într-o săptămână, dacă toate documentele sunt așa, dumnealor să ne dea avizul de eliberare a autorizației de construcție. De momentul respectiv, eliberăm autorizația de construcție și dăm ordinul de începere a lucrurilor. Deci ar veni, zic eu, maxim două săptămâni, ar trebui să fie dat drumul la ordinul de începere a lucrurilor. Acordul ăsta înseamnă că ei vă dau posibilitatea să faceți modificări exact. Se practică asta toată chestia. Proiectul este al nostru, dar nu mai cunoscut în România. Avizare, mai tratați cineva la Ministerul și domnule, dar sunt și mai am discutat și în ședința de comisie. Suntem două instituții de stat, unul este a statului, dar totul cu proprietari diferiți. Na, fiecare își apără patrimoniul. Și dumnealor vor să-și... Au un câștig din treaba asta sau doar cu un aviz? Nu neapărat un câștig, dar noi nu putem interveni decât cu acordul lor asupra albii minore. Asta vreau să vă spun. Deci, aici vorbim să-și iau un acord. Da. Am înțeles. Deci, practic, e acordul lor să intervenim noi acord. Da. Undeva banii pentru acest proiect să dea în contul primării? Banii n-au cum să fie în contul primării. Banii sunt, proiectul este făcut prin PNRL. Plata se face în momentul de bază de situații de lucrări. Nu avem ce... Nici măcar, dacă mă credeți, nici măcar proiectarea nu-i plătită, pentru că noi n-avem, până nu obținem autorizația, nu am plătit nici proiectarea. Ca să completez și eu, dacă ar fi fost să respect un fir logic care vine în lucru, normal, acordul ăsta ar trebui să duce lucrul la depunerea plăcerilor. O, acum când începe lucrările. Da? Deci, reamintesc, dumneavoastră, spuneați încă din decembrie anul trecut că asta a fost de începerea lucrărilor, deci, acum că mai dăm încă o dată, nu-i mare diferență. Deci nu s-au mai făcut poduri până acum sau cum? S-au făcut și n-au cerut. Da? Păi și când s-au făcut podul la Recea, de fier, la... Bine, nu vorbim de acum... Păi, și nu toți în România eram și atunci... Era... Și nu toți erau proprietarii... Era un singur șef mare. Nu, s-au făcut în 93, nu erau... În 93? Da, cum? 93 sau 94. Mai merge. Da, ține. Până la vot,
Proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui act adițional al contractului de delegare a serviciilor publice de salubritate numărul 7041 din 26-10-2018 încheiat între UAT Comuna Urgeț și SC Soma SRL Bacău. Aici. Dacă cele două dacă cele două proiecte au fost mai puțin spinoase, începem la celălalt mai spinoase în timpul ăsta. Da, dar viața e făcută din bunișelile și așa cum continuăm. Ați primit la mapă atât referatul raportul de specialitate, cât și cele două adrese primite 2959 din 14-8-2019 înaintată de către ADIS, cât și 6623 din 22-8 înaintată de către Soma Bacău. Conform ordonanței 74 din 2018 pentru modificarea și completarea legii 211-2011 privind regimul deșeurilor, începând cu anul, cu 1 iulie 2019, prin ordonanța numărul 57, se va face colectarea selectivă a deșeurilor. Având în vedere că în momentul respectiv adresa înaintată de către Soma SRL, pe care sunt stabilite anumite coordonate exercitării preventului serviciului de salubritate, dânșii ne-au trimis și ofișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor reciclabile în Comuna Horgești. Drept urmare, dacă ați citit și adresa dumnealor, noi am subliniat un pic ceea ce este valabil pentru cele 22 de comune, deci din proiectul ISPA, Bacău și cele 22 de comune, deșeurile reciclabile pentru a îndeplini ținta de colectare acestora prin înființarea pe raza Comunii Horgești a 5 puncte publice dotate cu câte 2 recipiente, hârtie, carton și plastic metal, care ar trebui, frecvența de colectare va fi pus la 2 săptămâni. Noi stând, discutam și noi înainte de a da drumul la prezentul proiect, 5 puncte de colectare. Noi avem 7 state. Și atunci am rămas și de un punct de necesarul pe care îl avem, cred că o solicităm cel puțin în fiecare sat să fie câte un punct de selectare selectivă. Cu durere, discutam și în ședința de comisie, problema va fi modul de depozitarea acestor deșeuri reciclabile. O să facem după ce o să aprobăm acest lucru, să semnăm actul adițional, o să facem câteva adunări pe fiecare sat, să le explicăm cetățenilor care este rolul acestor containere pentru colectare selectivă. Totodată, primăria va trebui să achiziționeze saci cu culori diferite pentru a da cetățenilor din comună în vederea colectării acasă la domiciliu a acestor deșeuri. O să fie destul de problematic, zicem noi, până o să ne învățăm cu toate chestiile astea. În momentul, gândiți-vă că în momentul când vine mașina și nu se găsește gunoi menajer, punem exemple, gunoi menajer la containerul de carton. La sacul duce omul la sacul, duce la container. Dar partea aia, acolo încep problemele. Că la sac omul, să zicem că îl punem, să curgem, presupunem că omul face corect acasă, nu mai punem, nu mai aducem partea cealaltă. Așa, problema va fi în momentul la container, în momentul când o să pună
Și una și alta, plasticul la carton, sticla la plastic și tot așa. Și atunci, firma de, colectare și transport, deci de transport, practic aici noi ne ocupăm colectarea, nu va ridica containerul. Și va fi destul de, problematic. Asta vreau să spun. Deci eu așa spun, că va fi, aici vor, începe problemele noastre. Noi să facem adunări, o să desemnăm și persoana care să se ocupe cu, în momentul când vine pentru selectiv, să meargă împreună cu mașina de, gunoi. Problema este cum o să putem atenționa sau amenda, cu ghilimele de rigoare, lipsa de respect a unui cetățean care nu știm exact ca cine a dus în containerul respectiv. Aici, eu așa, eu văd eu că asta e problema care eu văd. Bine, probleme o să fie multe. Pentru că dacă ar fi fost ea la fiecare dată, nu ți-au sacul când ai pus cartonul în, sacul de carton. Dar în momentul când îl duci la... Eu îl duc de bună credință în containerul respectiv și îl duc cartonul la carton. Urma mea vine, dă un exemplu, Codeanu Georgel și aruncă sticla la carton. Care, prin ochi, prin ori, scoate ochi. Este, așa. Și atunci va fi destul de problematică, zic eu. Asta, așa văd eu lucrurile. S-ar putea să ne întâlnim cu multe lucruri pe care nu le, întrevedem la momentul respectiv, dar încet, încet, eu cred că dacă discutăm un pic cu cetățenii, atât noi ca și executiv, cât și dumneavoastră cum în discuțiile purtate ca și legislativ, putem să, să-i aducem în cât de cât spre o, chestie civilizată, în fiecare să, putem să acest reciclabil să fie, să se poată ridica. Sumele sunt destul de, serioase. Vă dați seama că s-ar putea în comună la două săptămâni să nu fie decât 200-300 de kilograme de hârtie și carton. La un exemplu. Așa, mașina vine în momentul respectiv. Problema este că nu că nu, se duce, problema este că să se ducă în mod, civilizat și în mod exact așa cum, va, fi pe containerul respectiv. Da, asta este un, momentul respectiv. Vom, vedea despre ce este vorba. Dumnealor vor un act adițional, în afară de contractul pentru menajer, deci conform documentelor, partea de selectivă cade în, sarcina OAT-ului. Dumnealor se vor ocupa numai cu partea de transport referitor la, reciclabil. După câte am înțeles, în stația de sortare nu le mai dă voie să facă sortarea respectiv în stația de tratare și sortare, nu se va duce selectiv. E un, ceva inedit și pentru noi, dar sperăm să, ne adaptăm și noi situației în care, ni se ar trebui să... Dacă stați așa să ne uităm, deci în felul următor, 55%, minim 55% din cantitatea de deșeuri provenite din activități de construcție, deci ar trebui toate, ar trebui să le, strângem. Hârtie, metal, 40% din toată, valoarea. Da, deci... E destul, tarifele sunt diferențiate, logic, na, una să vină o mașină și să ia un noi menajer și una să ia gunoaiele astea de reciclabile care vor fi încă o dată. Din punctul meu de vedere și așa, vor fi destul de, cantitățile vor fi destul de mici. Discutam ca, în ședință, sau chiar domnul Costic Miticu, dar nu știu care zis, din, colegii noastre, au zis, da, sunt o bătână care nu duce niciun foaie de hârtie niciodată, va prinde focul cu foaia de hârtie, nu o duce la... Deci, o să fie, mai ales, fac în sine, nu chemăm noi, ăsta e contract cu flux. Uitați-o și o leacă, dar dacă nu are, e de ce să vii o dată la două săptămâni, dacă nu are ce să le dișe. Atunci nu, aici trebuie discutat cu ei, domnule, vii când te chem eu, dacă nu are la ce
ce să vii, să-ți plătești transportul de comandă. Da. Președinte, scrie la cuvânt, avem că... Da. Iar după și al doilea proiect, dar o să-l discutăm atunci, este referitor la aprobarea. Toate chestiile astea se discutăm că se vor face pentru un regulament de colectare separată a deșeurilor. Și acolo avem mai multe, multe referitor la... Dar, dânsii, până fără actul adițional, eu o să ne dotez în urma semnării actului adițional cu containere speciale, rămânând ca partea de, v-ați spus, de saci, de persoane, la domiciliu, să achiziționăm primăria și să le dăm, să le dăm fiecare gospodării saci respectiv pentru... pentru... Avem actul adițional, domnul secretar, l-am trimis, da? L-am avut în... Nu zic, l-ați avut în mapă actul adițional? Nu, nici nu știm cum arată. Deci asta mă uitam, mă uitam, că nu mai tu acolo. De-aia, așteptăm să-l scriem la cuvânt, ca să... Da, hai! Nu este, deși a fost. Bine. Hai să-l scriem la cuvânt. Da, mă scrieți cu mine la cuvânt, că chiar... Da, cam are. Vrea cineva? Da. Eu. Domnul Zemuc. Chiar nu știu ce. Cum arată actul la domnul primar? Votem? Cam cum arată actul la primar? Asta l-am în față, haideți, domnul secretar, multiplicați, haideți la fiecare, că ați vorbit cu hârtie în mână. M-am zis la 3.000, ia. Puteți să începem, da? Da, domnule primar, după părerea mea, cel puțin din punctul meu de vedere, societatea asta, se zice Soma, chiar nu oferă servicii de calitate în comuna Vorgești. Sincer vă spun, de, văd că de o săptămână și ceva și nu s-a colectat niciun gram de gunoi, cel puțin de pe zona Răcătăului, pubelele duhnesc de miros, e și cald, dar mai și ploua prin ele acum și chiar e o mizerie totală. Ați văzut și la dumneavoastră în poartă, ieșiți, intrați, somberonul ăla și pe lângă și peste, o faci bine, să așteptăm. O faci bine, nu poate ridica de acolo. Lăsați-mă să te rog frumos. Vineri a colectat selectiv, adică probabil cum mi s-a spus de unde să ia și de unde să nu ia gunoiul. Practic, dacă colectează selectiv, se încheie contracte selective. Eu așa văd eu lucrul ăsta. Adică noi, toți cetățenii, plătim la fel, domnii vin și colectează selectiv, după cum mi se spune, de unde se ia și de unde se nu ia, mizeria colcă e în Răcătău, sincer vă spun. Ni s-au făcut și asfalt, acum mai avem tomberoanele pline cu vârf. Cam așa. Plătim mai mult cu munca noastră. Da, exact. O altă problemă pe care am observat-o. Într-adevăr, au găsit și motivații. Dom'le, n-am putut să intru la școala de la Recea și gunoiul a stat două săptămâni acolo și prin lângă tomberon și prin tomberon și focar de infecție la 5 metri de școală pentru că nu ni s-a creat o cale de acces acolo să intrăm cu mașina cu spatele. Ceea ce putea să facă primăria cu buldo pe care îl avem, punea niște piatră acolo, crea niște condiții ca omul să nu aibă motiv și să ridice gunoiul. Chiar este o problemă cu gunoiul ăsta pe care îl plătim de pomadă. Pomadă. Intră câini prin tomberon, înșură tot. Noi strângem. Am ajuns chiar eu să strâng gunoiul, să-l pun în tomberon. Câinile noaptea îl înșură iar. Deci am, practic, s-a angajat un Soma după o bucată de timp. O altă chestie care o văd în adresa asta pe care v-a trimis-o, spune așa, că în fundamentarea acestui tarif, așa ce au avut ei în vedere în anul 2018, au observat ei niște, să le spunem așa, niște date statistici prin care spun că cantitatea de gunoi a fost de undeva la 481 de tone și la punctul B mai au și, ca să nu jignesc, între ghilimele spun așa, că această cantitate de deșeuri a fost colectată în sistemul din poartă în poartă. Nu știu ce înseamnă poartă în poartă, pus și între ghilimele, pus așa, ca și ori a făcut o glumă cu noi, deci sună glumă, ori a mișto, nu pot să-mi dau seama ce sună. Deci, clar, niște servicii de proastă calitate, dar au pretenții la sumi să semneze adițional. Adiționalul ăsta chiar nu l-am văzut la mapă, vreau să-l citesc cu atenție, să văd, ei chiar nu au nicio sancțiune, nu au nicio obligație, stăm așa cu gunoi, dar bani știu să ceară lunar. Dar nu putem schimba... Chiar o să vă rog frumos să ne dați și răspunsul. De ce vineri nu s-a colectat tot gunoi de la gel din comună? Bine, vă mulțumesc. Da, domnul Tudoric. Da, asta e o povară tot pe capul oamenilor, așa cum a spus domnul Tufescu, că plătim și
mai vrei și separarea deșeurilor. Să le punem, să le sortăm, așa, așa. Dar oare ni plătește cineva că îi sortează? Aici suntem obligați să facem chestia. În Anglia se duce la fabrică cu noi și merge pe bandă și alergi. Și îi plătești pe om acolo că alergi. Ăsta e fierul. Ăsta la întâi e cartonul. Ăla e altceva. Și găsești pantofi cu tare așa de la gunoi. Deci fabrica preia gunoiul și îl bagă pe bandă și plătește oamenii. Dar noi, pe noi ce ne plătește? Se separe o hârtie, că eu am... Acum e greu la noi în România ca să se convingă și oamenii. Ar fi pur și așa. Dar... adaptează. La autocă mai și în jură. Și e mai cu tare așa. Deci. Atât, da, mă. Da, domnul Dan. Da. Eu nu aștept, aștept să vină tomberonele ca să, într-adevăr, să aduni gunoiul din poartă în poartă ca să mai votez ceva în favoarea Soma, Adis sau mai știu ce alte probleme cu gunoiul ăsta. Să se dea tomberoane care de 3 ani trebuiau să vină și nu au venit și apoi mai facem adiționale, mai facem și alte. Eu nu sunt de acord cu voi. Și ca să nu vă întrerup, o chestie foarte interesantă pe care am observat-o, deci ei de 3 ani de zile spun acolo pe o pagină, întrucât licitația asta are loc în curând și așa, și faptul că ei nu știu dacă o să fie în continuare pe zona noastră, nu investesc, nu fac nimic, nu-și asumă răspunderi, nu cu tare, nu cu tare. Dom'le, dar 3 ani de zile ai mâncat bani de la primăria Horgești, fă ceva și arată că ai făcut ceva 3 ani de zile. Tu nu faci nimic, iei bani, banii și nemulțumit de anumite lucruri, că nu-i pus tomberonul mai așa, că nu se poate apleca angajatul să le ia de pe jos, că să știți că gunoaiele de pe jos, angajații de la Soba nu le strâng dacă sunt lângă tomberon. După ce pleacă domnul angajat, eu mă duc din urma lui și strâng frumos și pun în tomberon, că el nu poate să plece. Deci sunt niște lucruri pe care nu le respectă nici într-un fel. Actul ăsta adițional mă uit în el. Deci, practic, prea multe obligații și sancțiuni din partea lui ei nu au. Nu au, stau foarte bine. Pune dunele, ia, îl dă ori, lasă mișocul drumul, ori. Așa. Nu vreți să aveți cuvânt? Eu. Da? Păi vă să spuneți. Păi eram unul. Hai, eu urmă spuneți. Domnul Dămoc. Eram și eu. Da, fi cu domnul. Nu vreau să dau. Da, domnul Dămoc. Poziție șef. De aceea ce privește salubritatea, la care ești de parte de improvizație serioasă. Maxim. Nu numai de 3 ani și din urmă, dar toată lumea a sperat că acum cu de 3 ani de zile, cel puțin 3 ani, trecut mai bine 3 ani, se va găsi și se va rezolva situația. Mă bucur că mai sunt colegi care astăzi zic că nu vor aproba proiectul, dar noi trebuia să fim feri încă de când ne-au majorat prima oară taxele, fără să vină acele pubele. Că acum a fost să facem pe Dudi, îi mai păcăni, până la urmă să fac și licitația aia. E oarecum tardiv. Să vii acum să spui că faci 5 centri în fiecare sat, să... e fără soluție. Deci pe viitor planul ăsta n-are cum să reușească. Nu o să vină nimeni din deal să-ți adune un sac de peturi, să-ți-l aducă unde ai făcut un centru sau nu știu ce. Deci oricum discuțiile astea sunt inutile. Soma ne minte în față. Și acum și domnul Tufescu, această cantitate de deșeuri a fost colectată din sistemul poartă în poartă. Minciună gogonată și deci, mare de tot. Problema nu este a Somei. Problema este a noastră. Că și-au găsit oamenii la Horgești. Și-au găsit oamenii la Horgești, care vreau să nu supere împărăția. Dar, domnule, bani plătim, când noi la Horgești știm noi cum să-i păcălim pe oameni. Cam așa au funcționat treaba la Horgești. Și chiar o să-l rog pe domnul primar, pentru că mie mi-o recunoscut într-o discuție privată, să recunoască cum doamna Temea, într-o discuție cu domnul Benea, a fost întrebată când vrei pubelele la Horgești, acum sau mai încolo? Și doamna Benea n-a vrut, a zis că mai încolo. Doamna Bine. Doamna Lumință. Vă rog, domnul primar, să nu fiți să confirmă. Am zis așa eu ceva? V-am spus așa ceva eu? Poate ați auzit din altă parte, domnul meu, dar nu de la mine. Eu fără să aud, pot să confirm că lucrul ăsta este adevărat. Poate tare. Chiar așa, așa e campanie electorală la Horgești, a început frumos. Așa funcționează. Da. Așa funcționează baronii. Pubelile o să vină în campanie. Cam asta o să fie. Domnul primar. Da. Am și eu o întrebare de legătură. Da. Cu tot ce dai proiectul ăsta. Sunt aproape pubelile. Da. Și dacă nu se aprobă actul ăsta adițional, dar nu se impedică cu ceva. Dar nu e campanie.
Deci, împiedică cu ceva la primăria noastră dacă actul tradițional nu-l aprobăm? Da, bun. E normal că împiedică. Nu se face colectarea selectivă. Asta, deci actul ăsta tradițional nu afectează contractul pe care îl avem noi cu ridicat menajer. Deci nu avem, avem obligația să facem conform legii ceva în plus de o ordonanță de urgență sau o dată de guvern. Ce-am citit-o eu acolo? Începând cu 1 iulie se va face selectiv, obligatoriu selectiv. De anul viitor. Începând de anul ăsta. Și încă ceva, că nimeni nu a specificat faptul că, conform acestui, prețul crește. Deci noi ne obligă să colectăm selectiv, ne punem muncă suplimentară. Practic le economisim lor munca, nu mai sortează, valorifică acele deșeuri în primul rând. Ne punem să... Și ne mai scumpe și prețul. Ce e mai întâmplă, primar? Având în vedere că obmiți contractul ăsta adițional, eu nu sunt de părere, domnule, că nu trebuie aprobat. Că urcăm spre Europa, oamenii trebuie educați să facă așa cum scrie, domnule, în proiectul ăsta. Și eu cred că să fim optimiști, că se poate face treaba. Numai ce ar vrea să rezolvăm o problemă e că facem ședințe, discutăm despre problema asta gonoilor, nu puțin câinii, satelii, domnule, peste tot. Asta nu merg. Tot aprobăm hârtie aici, tot zice că urcăm, o să fie frumos. Hai să rezolvăm și problema asta de urmă. Că se facă niște țacuri, lui se pune azi, intră scării peste tot. Au făcut numai gunoaie, toate satele sunt prăștiate de gunoaie peste. Dacă în curtea la fel... E un focar de infecții la școală la noi, acolo e un focar de infecții cu noi. Bine, singura motivație pe care au avut-o, deci eu am discutat chiar cu mașina, și am zis, domnule, astăzi, ieri, în urmă, trebuia să vină joi. Au venit niște probleme și au venit joi, știți ce tot la joi noaptea. Probleme tot timpul, sunt felul următor. Colectăm în primă fază, deci a zis selectiv, nu selectiv. Ba da, acolo unii mașina poate ridica containerii. Urmând ca a doua mașină să vă sun, când plec de la Bacău, să ne dați buldul extractorul să scoateți containerii respectiv în drum. Și chiar cu ea la primărie. Da, pentru că n-au cum să intre acolo. Cei de pe asfalt nu ne-au dat voie să stăm cu pubelele pe asfalt. Domnul primar, vă dau un exemplu simplu. Vezi spre biserica de la Mazil, unde este la tăbârcă acolo, n-au urcat la mine, nu pun problema asta, da, cât de ce n-au urcat la mine. Dar acolo n-au intrat, domnule, și aveau cum să intri. Nu, deci nu motivează asta. În bază, nu trebuie nicio mașină, nimic. V-ați văzut la mine, nu au intrat. Hai, domnule, li s-a spus luat. Unii să intri, nu luat. Nu spunem adevărul. Li s-a spus unii să ducă și unii nu. Dar n-are cine să le spune. Domn primar, da, mă lăsați. Eu am vorbit eu cu șoferul și asta mi-a spus. Eu nu am mai sunat. Când am sunat la 2:30, nu mai m-a răspuns nimeni. Am domnule, dar ai zis că vine cu a doua la mașină. Cu ce să mai vorbesc? Azi dimineața am vorbit la prima oră și m-am promisim că mâine vine mașina să ridică. Am domnule, dar explodăm de gunoaie. Adică ne rugăm. Domnule, dar veniți, dar vă rugăm frumos, veniți. Nu vine, mâine adică... facem adresa oficială, eu, câte gata de mediu și n-am să vă spun un lucru, între două persoane, dumneata și eu, încheiem un contract pe un anumit lucru. Da. Eu am obligații, dumneavoastră aveți obligații. În momentul în care eu obligațiile mele nu sunt realizate vis-a-vis de dumneavoastră, aveți posibilitatea să mă sancționați. Ei, da, domnule, vă rog frumos, da, veniți mâine, da, mai veniți un pic și păi mâine, dar chiar nu pot fi forțat de cetul care putem să-l facem, este să anunțăm gata de mediu că nu vin. Da. Satele învecinate, zâmbătut în cuie, joia, nu mi-aș face tot în joia. Nu poți să iau cuvântul ăla. Nu? Atât timp cât toată lumea vorbește, da. Poți să înțeleg ceva? Da, ascultă-mi cuvântul mai bun. Păi, dar mai aici, oamenii sunt un pic și ok, spuneți. Așa se desfășoară ședințele Consiliului, cu respect față cei din jur. Alții se ridică de 7-8 până acum. Cineva din altă zonă are el chef să discute pe lângă. Din zona de... Deci haideți să o luăm cu pași mărunți. Eu nu sunt ăla Gigi care strică tot în ședința asta. Asta o înțelegeți? O parte care... Nu aveți curajul să luați cuvântul, dar așa pe lângă discutați la greu. Domnule primar, eu am fost printre cei, nu sunt puțini, printre cei care am insistat extraordinar de mult. Oameni buni, fără pubelă, la poarta omului, nu rezolvăm problema. Am spus-o și o repet, cred că chiar 10 oameni.
Părerea mea este următoarea. Haideți să facem un amendament, prin care să îi cerem celor la Somă, dacă vor să colaboreze, să ne aducă pubele, diferența care este, și punem pubele din poartă în poartă. Asta e singura soluție. A, când o să le ducem și pungi, e și mai bine, dacă îi duc omului și punga, să pună, să-i vină ușor, să selecteze. Ceea ce spunea domnul Dulică, să bandă să ducă la... Doamne, nu am ajuns la nivelul ăla să avem bandă și să selecteze ei acolo. Dar eu zic că e cel mai simplu, cel mai simplu. Omul când a pus mâna și telefonul ăsta și defect și trebuie să-l pună la carton sau unde e locul, îl pune acolo dacă are ce pune. Dar mă uit la cei care vin aici în stație. Vă spun sincer, cartonul peste sticla de petul ăsta și câte și mai câte. Aruncă, nici nu se uită oameni buni ce scrie pe containerul. Vă spun sincer, nu se uită. Uitați-vă că aveți camera aici, primăria, și uitați-vă în cameră să vedeți cum se aruncă gunoiul aici, că este chiar în cameră să vede. Și dacă ar pune domnul Creț, să știți cumva, să fost o mașină, să ia separat? Domnul consilier, haideți să mă lăsați termin cuvântul, după aia puneți ce vedeți noastră. Deci, eu cer un amendament, prin care nu vom vota acest, să-i zic, civorii, actul adițional. Actul ăsta adițional, până nu avem pubele din poartă în poartă. Deci nu vom vota, nu. Și așa o să stăm cu goare din iarna de acum și o să stăm cu ele. Ce o să facem bine voi? Puneți doar colectarea selectivă într-o singură pubelă la fiecare poartă. Nu fiecare. Și trei sunt pubele. Dar cât mai mai proastă în poartă, domnul consilier? Până trei sunt trei pui omul în poartă acolo. Și în punctele... Și mai am o chestie care trebuie să o spun. În punctele unde îți poate intra cu mașina lor. Avem bundul excavator, îi ducem în poarta omului cu ocazia asta și verificăm. Cu bundul excavatorului, îi luăm pubelii, 3, 6, 9, câte sunt, sau dacă nu, avem comandă de un tractor, de morcuță, haideți să basculă cu ce mă, haideți să le aducem și care. E momentul să ne civilizăm. Ceva spuneam că urcăm spre Europa. Oameni buni, suntem în Europa. Suntem de mult în Europa. Dar noi cei de aici, noi cei de aici, în primul rând, trebuie să ne mobilizăm. Și bine a spus și a spus, nu votăm noi până nu suntem și cu dotarea cu slapul. Domnul Crețu, ți amintești în Franța ce am văzut cu deșeurile astea? Deci până când vor plăti, până când vor exact ce-o spus Dudulică, până când îți va plăti omului să se lecte, nu se va să se lecte. Nu votăm până nu se lecte, câte trei, fiecare poartă. Așa se va rezolva. Dacă nu se deci în momentul în care avem puberii la fiecare poartă, atunci vom consemna acest amendament cu ei. Fără niciun fel de supărare. E părerea mea. Dacă vin puberii la alegeri, facem anticipat. Dar ei nu sunt stari, fac și-o ca domnul consilier. Deci au ridicat bani la fel de la Horgeștiul ăsta. Și acum nu sunt stari să vină cu câteva mii de puberi. Acum, ca o glumă, domnul Crețu, mă gândesc că acum bunoiul stă din un kilometru în kilometru, dacă vin puberii la poartă și cum vine ei să-l ridice din an în pași, cred că o fi o gunoiere imensă, comună. Părerea mea că omul devine mult mai conștient când are pubera în poartă și când au venit ăla și au văzut că le-a pus amestecat, nu vă spune. Nu eu ia. Exact. Mulțumesc, domnule. Da, acum aici. Domnul Costică, mi-a zis că aveți cuvântul. Eu am înțeles astăzi că discutăm despre actul adițional prezent colectarea sărătății, nu colectarea gunoiului menajer. Colectarea gunoiului menajer este problemă discutată și rău-discutată și pubele la fiecare, până acum vroiam câte una, de acum câte trei, nu avem niciuna. Și probabil, după cum s-a spus, nu vom avea până nu va câștiga unul licitația, cum a câștigat Romprestul prin zona respectivă Ungureni, Palincea, Buhoști, mai știu eu pe unde, sau Sova, prin celelalte comune. Deci colectarea selectivă n-are nicio legătură cu felul cum s-a achitat Soma de sarcină până acum.
că în ultima perioadă primești indicații sau ordine că nu te duci să lei de la domnul Y ca să-l mai facem să muncească în plus sau pe domnul Y sau pe doamna, asta e cu totul altceva. Trebuie demonstrat. Colectare selectivă înseamnă să, dacă se aprobă actul ăsta adițional, să aducă pe urmă, după ce se aprobă, probabil Soma, bănuiesc că ei au venit, containerii sunt vreo 4-5 puncte din comună, în comisie, așa ni s-a dat explicație când am discutat cu domnii de la comună, 4-5 puncte și acolo un container și omul cu sacul odată la două săptămâni hârtie și carton, odată la două săptămâni duce sticlă, când care are, care nu are, nu duce. Problema este că se plătește, comuna va plăti, nu fiecare cetățean bănuiesc, găsește un alt sistem, dacă este o bătrână, sau când discutam în comisie, domnule, nu duce niciodată, nu pot eu să-i spui că ai dus atâtea kilograme de gunoi selectat, mai știu, sticlă sau un copt. Deci, problema, nu aprobăm actul adițional. Și văd că sunteți toate porniți o parte din dumneavoastră până când ba aia nu o să vină, pubele 3 nu o să vină când avem niciuna, dar 3 nu o să vină nici în 3 ani, nu aprobăm actul adițional, cine plătește sancțiunile când nu se selectează gunoi, când nu se colectează gunoi selectiv. Sancțiunile probabil le plătește comuna Hoce. Adică le plătim sancțiunile pentru că ei nu ridică gunoiul la timp. Nu, aia e altă treabă. Noi vorbim acum, domnul Sfântul. Ei au dreptul, noi nu am ridicat obligații. Domnul, dumneavoastră sunteți foarte activ și nu vă întrerupem. Azi discutăm de actul adițional, nu discutăm de problema asta. Iar problema asta la altă, când nu se achetă colectarea gunoiului, sunt probabil anumite măsuri care trebuie să luate. Și asta domnul primar nu are decât să o fost informat. Și trebuia informat imediat. Păi, doamne, au venit și la mine nu au venit. Pentru că nu știu cum. Domnul primar, exact. Nu trebuia să mai informez. Dovada vie este poate în poartă la dumnealui. Mi-a ridicat de o săptămână și domnul, eu știu ce vorbesc, că nu vorbesc de alături. Eu am zis, bă, nu e că nu știi. Dacă dumneavoastră știți că știi, e ceva categorie. Problema se pune actul adițional de colectare selectivă. Vreți să-l aprobăm, îl aprobăm, nu vreți să-l aprobăm, nu-l aprobăm. În ce mă privește ca persoană sau ca alta, noi, eu când am văzut că scrie carton acolo, am dus repede cartoane, că aveam acasă niște cartoane, niște hârtini. Deci, bănuiesc și alții dușeau. Nu știu, problema trebuie rezolvată. Nu se aprobă cu Soma actul adițional că s-o vrea, deci să găsim soluția, să vedem cine vine, altul. Cu oricum cineva trebuie să vină să ridice și gunoaiele astea. Carpanii, sticle, separat. Soluții trebuie găsite, că asta este obligație până la urmă. Și știm din discuția asta. Mulțumesc! Care se va înscrie la acest proiect? Dacă îmi permiteți să mai fac o remarcă. Deci, nu este bine că lăsăm lucrurile să meargă așa cum merg. Adică, eu știu un principiu la care țin foarte mult. Lucrurile lăsate în voia lor merg din prost și mai prost. Tot pe această chestie vreau să vă spun o chestie. Și să nu credeți că o zic fără a fi cunoștință de cauză. Acest, să-i zic, serviciu implică datorii din partea lui cel care face serviciu și mie care mă folosesc de serviciul lui. Dar dacă eu ca cel care primesc serviciu, nu am ce-mi trebuie, în speță, avem posibilitatea asta de a arunca toate gunoaiele grămadă și el îți spune mie aici clar că nu va ridica acel container care sunt toate amestecate. Deci nu i-aș cere să-mi vină cu pubera chiar și domnului primar, de la el am auzit, nu mi-e frică să o spun, că când am fost cu AIDO, atunci când a venit reprezentantul, domnul meu, în două, trei săptămâni, o lună, rezolvăm și cu diferența de pubere și o rezolvăm și o rezolvăm. Am ajuns în punctul ăsta. Trebuie neapărat ca cineva să se implice mult mai mult și să plecăm de la pubera din poartă în poartă. Câți două, câți trei, rămâne de văzut. Aveam 500 sau 1000 de pubere, s-a așezat praful pe ele, pe aici, în magazinele astea. Cel puțin se putea încerca în zonele unde nu se poate intra cu băieții ăștia, cu mașina. Nu s-a vrut. Vă rog frumos. Cel insistent conducerii în speță, primarul cu echipa lui, să ne implicăm și să aducem pubere.
actul adițional, vă rog frumos să nu-l aprobăm, fără nicio supărare. Punem și amendamentul, când vom avea puberii, discutăm mai departe. Mulțumesc. Poate fi o extraordinară oră. Dar chemați și ei. Automat, chemați-i, doamne, ne-ați promis că ne-aduceți cubere. Acum ce faci? Faceți 5 centri, faceți sac și eu trebuie să mă uit după ară, băi. M-a pus cartonul peste sticlă sau ce-am făcut acolo? Dacă îmi permiteți, mulțumesc, o scurtă intervenție, referitor la problema ridicată de domnul Boboc, pe care domnul consilier Mitică a explicat-o, vreau să se înțeleagă cadrul acestui proiect de hotărâre. Conform legii, noi, începând de la data indicată, trebuie să facem această colectare selectivă. Și avem două posibilități. Fie o facem cu forțele proprii, fie o facem în baza unui contract de delegare a gestiunii. La această dată, singurul contract de delegare a gestiunii, îl avem cu Soma. Nu Soma a venit și ne-a solicitat să cheim acest act adițional. Noi, neavând posibilitatea reală de a face această colectare și transport selectiv, am solicitat Soma condițiile în care aceștia pot să facă acest serviciu, condiții care urmează a fi completate în contractul inițial de delegare a gestiunii. În momentul în care nu se aprobă acest act adițional, înseamnă că ne însușim faptul că vom face noi această colectare. Mediu va veni, primul lucru când va veni în control, va spune așa, colectarea selectivă se face cu forțe proprii și atunci trebuie să facem dovada că avem acest serviciu, ceea ce nu avem, sau că acest serviciu este delegat în gestiunea acestui serviciu. La acel moment, persoana juridică care face acest serviciu este cea care răspunde. Dacă la momentul controlului noi vom fi cei care nu vom avea un contract, un act adițional de delegare pentru acest serviciu, vom răspunde pentru acel lucru. Dacă vom avea acel act adițional care prevede că serviciul este delegat către un terț, recte către Soma, ei răspund pentru modul de colectare și gestionare a deșeurilor reciclabile. Noi, la această dată, putem să cerem orice Soma. Soma ne va răspunde că astea sunt condițiile, sigur, nu spunem că ne convin. Astea sunt condițiile în care ei pot să facă această colectare selectivă a gunoiului reciclabil. Nu... Pe ei nu-i va amenda nimeni că n-au încheiat acest act adițional. Pe noi, da. Deci, în clipa în care noi nu avem acest act adițional de delegare a serviciului de colectare selectivă, ne asumăm că răspundem noi pentru nerespectarea legii. Asta este cadrul acestui proiect. Dacă, sigur, puteți să spuneți că suma este mare, aveți dreptate. Puteți să spuneți că nu avem pubele, aveți dreptate. Dar... nu putem să găsim altă soluție, pentru că eu mă îndoiesc că alt operator va veni și va spune eu fac doar colectarea selectivă și transportul. Acel operator va trebui să aibă un contract încheiat cu celula 2 și cu ADIS-ul. Ceea ce e, pentru că acea colectare selectivă a trebuit depusă acel gunoi reciclabil. Deci, noi am inițiat această procedură pentru actul adițional, nu Soma. Suntem într-o poziție ingrată, într-adevăr. ADIS-ul a solicitat. Nu, am cerut și părerea ADIS-ului. ADIS-ul, știți ce ne-au spus? Respectați prevederile legale. Aveți adresa din 5081, da, la asta vă referiți, da? Exact. ADIS-ul ne-a spus, respectați prevederile legale. Și cam atât. Dacă îmi permite să vreau și o să fac comentariul la ce a spus. Era nevoie. De 3 ani de zile auzim același lucru. La proiectele ce vin de la ADIS Soma. Trebuie să aprobăm, dar dacă nu vă lăsăm cu gunoiul. Amenințare clasică, n-ai ce să faci. Păi hai să facem ce am zis eu. Deci gunoiul selectiv este o marfă, este un produs, este o valoare în ziua de azi. Îi lăsăm să ne ia numai gunoiul menajer și ne facem noi, separat. Ne facem firmă. Luna viitoare, domn primar vine în fața Consiliului Local cu proiect. Facem cele 5 platforme și facem bani din gunoi. Cum obțineți adunăm peturi, adunăm cartul, adunăm tot ce ține, facem contract cu firmă de colecție. Păi, dar nu, facem contract cu firmă care... Domnul primar, aș vrea să am un dialog în direct cu dumneavoastră. Câte pubele avem acum? În stop. Câte pubele? 500. 500.
Avem aici 1568, da? Mai trebuie 1568. Din familie. Din gospodării. Da, domnule. Haideți să începem cu o pubelă de fiecare. Îi dăm și sacul menager, lângă pubelă și pune și sacul cu diferența. Așa, că era ieftin. Dar în momentul când m-a dus în poartă la el, la cetățeanul respectiv, nu că sunt post de polițist, l-am văzut că a făcut și treaba bună. Și cel care este respectuos față de cum ai dat, haideți să-i dăm un 5% jos din banii care trebuie să-i dea. Să vedeți cum lumea începe să se conformeze. Bun. Haideți să-l deci facem un direct. 1000 de puberi, domnul director. 1000, domnul prim, 1000 de puberi, nu suntem în stare să le cumpărăm noi, până la urmă sunt ale noastre dacă le cumpărăm. Dacă ei nu vor să ne ghidea. E nici cu amendamentul. Dar vă rog frumos, treceți la amendament. Găsim soluție de bani. Cum să nu o găsim, mă? Dar câte e o puberă? Cine a fost pe puberă? Cât poate să iau puberă de aia? Dar nu 100 de lei. 100 de lei? Așa de multe? La putea de cultură, că asta se trebuie luat banii de la cetățenii. Nu mai vă spune. Servicii publice sau publice. Deci, vă rog frumos, cine trece amendament? Eu notez, domnule. Haideți să termin cu ideea. Bun. Deci, forma este următoare. La fiecare poartă să fie câte o puberă. Nu, plecăm de la ideea achiziționării, nu? Achiziționării încă, deci achiziționării încă 1000 de puberi sau 1000, cât mai bine și 1068 de bucăți, 1070 de așa, prin primărie, dacă altă soluție nu există, vă rog frumos specificat. Dacă nu găsim înțelegere la aceste, ce le zic, societăți care colaborează cu noi, o să fim nevoiți să facem. Și pe lângă pubela aia, punem doi saci. Omul acolo să-și pună și diferența. Dar bine, să nu dăm așa, nu știu. Haideți să rupe o dată pisica. Haideți să o rupe. Că lumea, că noi nu era la piesa urmare, nu pe altceva. Merge acolo. Deci, mai departe, ați notat, vă rog. Ați spus așa, achiziționarea 1070 de pubele, din eforturile primăriei, da? Da. Ducere la fiecare poartă. Distribuirea lor în cel mai scurt timp. Da. De îndată. Da. De îndată, cum spunea cineva, mai bine spus de îndată. Am înțeles că cu sacii de la domnul primar deja se propusese să meargă cu saci menager. Să meargă și cu sacii ăștia menager și să încercăm de aici încolo să luăm din poartă în poartă. Chiar dacă are o singură puberă, are și un sac de aer. Conform expresii dumnealor, din poartă în poartă. Vă referiți la 2018, da? Vă referiți la noi reciclabil, da? Reciclabil. La asta se referă amendamentul, da? Da. Bun, haideți înainte de a... Dacă îmi dați voi... ca o concluzie, m-am auzit diferite păreri. Dacă stăm la o discuție sub actul ăsta adițional, se referă, exact așa cum a spus domnul Păstică Mitică, la selectarea, la colectarea și transportul gunoiului reciclare. Într-adevăr, sunt probleme destule pe care noi le-am întâmpinat de-a lungul timpului, 3 ani și ceva, de când suntem în conducerea OAT-ului cu care ne-am lovit. Deci ceea ce ne spun nou acum, că pentru cele două desemnare acum de la timpului, asta am discutat asta cu 3 ani, din momentul când am preluat mandatul, prima discuție pe care am avut-o cu domnul Seto, care nu mai este director la ADIS, între timp am ajuns la o discuție chiar cu domnul Șoșu, patronul, cu directorul domnul Narcis, pe care ne cunoaștem, în care mi-a spus în felul următor, nu pot fi efectuate investiții, întrucât nu se știe cine va câștiga licitarea. Eu nu mă fac purtătorul cuvântului, nici apărătorul Soma, nici Romprestului, nimănui. Eu mă durea sufletul. Da, bun, de acord cu noastră. Dacă mi-amintesc bine și anul trecut am avut aceeași reacție de a cumpăra, am pus o sumă, dacă țin minte, 100 de mii de lei. Da, 100 de mii noi. Așa? 1 miliard de. Așa, dacă dați voi, pentru a face chestia asta. Problema este că este un serviciu cu autofinanțare. Asta înseamnă că dându-i cetățeanului
achiziționând primăria, UAT-ul primării, achiziționând aceste bubele, nu le putem da cu titlu gratuit. Deci ar trebui să mărim undeva taxa de salubritate. Ceea ce, sincer, nu știu dacă suntem de acord cu chestia asta. Dacă stați dumneavoastră și am văzut undeva în regulament și dacă îmi dați voie să citesc, numai sacii menajeri pe care îi avem ajung la vreo 4.700 de lei ne costă pe lună. Problema, ajungem la partea cu, într-adevăr, v-am spus, probleme sunt foarte mari la partea cu gunoiul de ridicare. V-am spus, singura mediator sau singura între noi este garda de mediu. Am spus, de momentul în care ei au mai recidivat, au mai cerut clemență, noi am mai fost, de ce să nu recunoaștem chestia asta? Ideea este că în momentul în care ei nu vor, se vor, din discuția purtată cu domnul director de azi dimineață, că nu vor veni mâine dimineață să ridice în toată comuna, vom face adresă la garda de mediu și vom arăta pe lângă adresă și poze făcute în care nu este ridicat de joia trecută, nu este ridicat gunoiul în comuna Hoce. Nu de joia trecută? Joia cealaltă. Așa, o săptămână. Joia trecută, acum o săptămână și. Bun. Și discutam noi, asta ne-a spus părerea și că am fost și atât eu cât și domnul secretar în ședința de Comisia de la Buget Finanțe, în care dacă ați văzut dumneavoastră, venite din 1 august. Noi tot am tărăgânat pentru că vrem să cerem și noi informații suplimentare asupra prezentului proiect. Atât a proiectului pentru delegarea serviciului, cât și pentru regulament. Pentru că totul va face și baza unui regulament referitor numai la serviciul de selectare, de colectare și transport selectiv. Citind, legea spune în felul următor. Dacă ați văzut o adresă pe care am solicitat, noi ne-au dat frumos, adisul ne-au răspuns foarte frumos, conform legii 99/2014, pentru modificarea și completarea legii 101, articolul 3, prevederi legale vor avea ca efect modificarea clauzelor contractuale de delegare a gestiunii serviciului de salubritate a regulamentului. Deci, practic, cele două se referă într-un cadru legal. Exact cum am mai spus în momentul când am discutat la expunere, există un cadru legal în care noi ar trebui, noi la ora actuală trebuie să facem trebuie. Dacă considerați că nu trebuie, nu trebuie. Pentru a aproba tarifele respective cu diferențiate pentru operatorul care va face această colectare și în așa fel activitatea să fie. Deci în momentul când vine garda de mediu ne întreabă dacă am făcut acest act adițional și dacă la nivelul comunii se face colectare selectivă pe care zicem noi că o putem face zici, fără act adițional, dar ne întreabă la partea de transport și colectare și transport. Deci dacă în depozitare o facem noi, ce facem în partea asta? De adevăr, ar fi ideal să avem un serviciu propriu de salubritate. Din păcate, cu durere spun, și am mai spus o chestie asta, mie nu-mi place să dau vina pe nimeni cine a fost înainte, dar un primar anterior a gândit chestia asta cu serviciu propriu de comunal. De asta am ajuns în situația în care suntem și nu am solicitat noi atunci pubele, noi la Adis Bacău, la ISPA Bacău, n-am solicitat pubele tot cu gândul că noi vom face această colectare cu serviciu propriu de salubritate. Au trecut ani, de cât 7-8 ani de când s-a întâmplat lucrul respectiv, în care la ora actuală ne învârtim în același moment și eu sincer vă spun încrezător, într-adevăr, la 3 pubele la poartă, nu știu dacă o să vedem vreodată, cu cel mai optimist mod de a vedea. Iar referitor la pubele la fiecare poartă, va fi în momentul, zic eu, momentul când va
se va câștiga licitația și nou operator, că va fi Soma, că va, deja ei au făcut contestații, atât Soma cât și Romprez. S-au judecat contestațiile, citeam și dau drumul iarăși la licitație. Deci vă dați seama, discutăm de licitația asta de când au pornit de la începutul anului. De discuții, discută de 3 ani de licitația asta. Bun. Referitor la cum o zice domnul Crețu, da, colectăm, suntem de acord cu suplimentarea taxei către populație prin dotarea de pubele. Luăm 1078 de pubele. Prindem 100 de mii de lei. Cred că ne întrebuiesc atâta. Pic cât sunt plecați cu 5-600 acoperiți în zonă. Așa. Ideea este următor. Bun. Ce facem în momentul? Vine Curtea de Conturi și spune, domnule, cum ați recuperat banii în investiția asta? Atunci ne răspundem. Banii în taxa de gunoi, că nu moare nimeni. 1 milion îmi iau cu bela și am cedat cu ziua mea. Bun. Din ce bază de contract, de ce? O plătești fiecare. Domnul meu, noi am încercat chestia asta, sincer vă spun. Nu vă gândiți că am venit și... Pentru că problema pubelelor în Horgești este problemă de care o știm cu toții. Ne-am lovit cu toții asupra problemele efectiv. Deci, eu zic, părerea mea, înainte fiecare aveți punctul dumneavoastră de vedere. Problema este că, haideți să facem diferența între contractul de gunoi menajer pe care îl avem la ora actuală și contractul, pactul adițional privind delegarea serviciului pentru reciclabil, care, exact așa cum v-a explicat domnul secretar, noi am făcut adresă către Soma să ne trimite tarifele în cazul în care și toate celelalte comune, cele 22 de comune, aprobă chestia asta, prin care să putem delega această activitate unui terț. Pentru că noi nu suntem, suntem în imposibilitatea de a face această colectare și transport. Nu este viabil, mă scuzați-mă, da. Nu este viabil să colectezi selecționat când tu ai tot veronul, vine unul cu mașina și aruncă acolo. Nu poți să controlezi omul. Până nu să este gunoi în curte la fiecare, nu poți să aduci selecționat. Pentru că gunoiul tot veronul ăla e în mijlocul drumului. Eu vreau cu mașina și arunc ce vreau. Eu dacă stăm să ne gândim și am văzut totul prin comunele alăturate, și am văzut o postare pe internet chiar a doamnei primar de la Tamaș, pentru că nici ei n-au pubele și toate ninunile astea, au câte o pubelă, dar nu, ca să faci selectiv, nu poți să faci într-o pubelă toate chestiile astea. Am văzut un apel, bănuiesc că ei au semnat actul adițional, în care au zis că a fost un apel către cetățenii comunii Tamaș în care cereau, vor fi dotați cu sacii respectivi și tot la puncte de colectare. Deci nu va veni pentru un kilogram de hârtie, nu va veni mașina, deci decât în punctele de colectare. Și cu rugămintea de a face selectivul chestia asta. Deci chiar dacă... Acolo iau gunoiul ăsta menajer în pubela mică. Da. Tomberonul e doar pentru a-i lua hârtie, altceva. Nu. Aia e pubela mică. Pe care tu... Da, e la tomberonii. Domnul meu. Nu, am înțeles ce vreau să spună. De la ei nu există containere de gunoi menajer. Nu există. Asta vreau să spună dumnealui. Există pubele la fiecare. Iar gunoiul menajer se va duce în containere. Deci la ei e un pic mai simplu, logic e mai simplu. Nu putem trece peste etapa asta, trebuie întâi să avem menajer cu pubela mică și punem doar... Părerea mea, dacă condiționăm partea asta, bănuiesc că săptămâna viitoare sau cel mai târziu 15 octombrie eu avem garda de mediu. Și nu o să ne întrebe asupra problema respectivă. Mi dau un avertisment. Domnule, bun, și în cedința din octombrie, el am aceeași discuție, dar cu avertismentul primar. Și ne mai gândim în cedința. Ok, domnul, aveți tot dreptul. O întrebare. Da. Cine beneficiază de hârtia aia care e cartoanele astea? Nu este fermă care beneficiază. Păi aia nu se grijește să ne dea tot noi să cumpărăm pubele. Păi nu, domnule, nu pubele, nu ne dă pubele. Dumnealor vin cu containeri. Noi avem obligația conform legii să punem la dispoziția cetățeanului saci, menajer. Atât. Domnul primar, da. Nu neapărat faptul că am înțeles ideea de azi, trebuie să fiți delegat pentru a semna un act adițional, da, reprezentând colectarea selectivă. Asta este atât. Și v-au priceput tot consilierii, clar. Deranjul meu care este forma actului adițional. Asta este problema de ce? Mea.
Câte primării mai sunt în situația asta? 22! Bun. Nu-ți Bacău. Când s-a emis actul ăsta adițional, ați fost invitați să-l studiați împreună? Nu! Nu, dumneavoastră, poate nu aveți studii juridice. Nu, n-ați înțeles. Nu. Luați secretarul care are studii juridice să vedeți cât de... este cât de corect pentru noi ca și beneficiari ai serviciilor dumnealor și cât de corectitudine există din partea lor, ca și așa au ușurat două vorbe acolo trântite care sunt fără noi, mă, practic. Eu nu prea am înțeles mai deci, lucru. În momentul când am mai pus adresele serviciilor din aur. Ați făcut, domnule, adresele. Am făcut către ei, să vedem, domnule, de ce ne-o părere. Domnul primar, am înțeles. Dacă ei spun așa, dar așa, tăios, da. Această cantitate de deșeuri a fost colectată în sistemul din poartă în poartă. Cum putem noi să mai avem încredere în ei? Nu, îi spuneți-le, domnule primar. Domnule la Horgeș nu se mai poate cu păcăre. Nu, ori veniți cu pubele, ori cumpărăm noi, stați menageri. Cui să-i spun? Deci Toma, el nu are nicio obligație. N-ați înțeles. Toma nu vine să spună că fără act adițional. Scrivale, ești ce Soma se rebasă. Da, domnule, eu am cerut tarifii. Nu Soma trebuie să rezolve, adisul trebuie să rezolve. Nici adisul. Ne-au dat consultativ. Ce face adisul? Mai ia bani. Ascultăm, gata. Mulțumesc. E decizia dumneavoastră, eu m-am explicat. Îți recunzi la un picior dilemă, spun eu. Care se mai scrie la acest proiect? Adică sunt cele două ori complicate, nu-mi scrie la fără. Trebuie să-mi spune ceva. Dar amendamentul, domnule, nu are referire la actul. N-are nicio treabă, domnule, cu selectivul. Dar eu nu pot să cenzurez lucrul ăsta. Păi, asta domnule trebuie să știi, domnule. Amendamentul a căzut, că am înțeles că nu este sursă de finanțare sau nu poate fi că deci, în mod gratuit la oamenii guberile astea. Domnul consilier, a supus un amendament. Acel amendament... Dacă dumnealui și le retrage și le retrage, dacă nu și le retrage, mi se pare normal să fie supus la vot. Nu sunt, da. Instrumentele dumneavoastră sunt nu să îl aprobați sau să îl respingeți? Aprobăm amendamentul și treaba că nu se poate da ghiubelele în mod gratuit la oameni, domnule, l-a spus domnul primar. Și nu erau strânși banii de la cetățeni? Da, așa, domnule. Și zici mă atalea acolo, că nu știu ce trebuie să spune. Când erau strânși banii, te atalea acolo. Când a fost scandalul de lumea, nu voia să plătească. Și s-au dus și sus. Da. În ferentare acolo. Și lumea n-a vrut și n-a vrut. În ferentare. Deja plătise primăria. Dar nu cunosc cartier ferentar la mine. Așa, domnule. Așa. Să vorbesc un pic mai finuț, așa. Nu, acolo era alte chestii. Vedeți că nu vedeți dumneavoastră. Domnul Dan, că vă poate răspunde, că poți implicat acolo. S-a plătit din bani primăriei. Adică primăria o plătit. Gata, cu aia plătit. Că s-au recuperat banii de la populații. Ei, s-au recuperat banii de la populații. Păi și? Și acum nu putem să facem un gest, cumpărăm... Ba da, dar aprobați de pe lângă 4 lei câte e acolo, mai pui încă 5 lei la om ca să se amortizeze? Păi mai pui 5 lei pe lună și care e problema? Aprobați chestia asta și bași și domnule. Trebuie să modifici. Noi susținem în aici, noi susținem primăria și mări, nu e ca să putem să luăm 5 lei de pe lună. 5 lei pe lună. Pe lună. Haideți să vă împim o dată pe sigur. Să ajunge la o taxă de salutitație din 9 lei. Domnul. Din 9 lei. Ce? O taxă de salubritate din 9 lei pe lună. Dar nu la persoană. Pe la cine? La familie. Din persoană. Dar îmi par la suma respectivă 100 de lei. Dar vrei să strângi 5 miliarde înapoi pentru pubere? Nu, domnule. 5 lei pe lună. La familie. Din contract. Din persoană. Sunt 1568 de locuințe, domnule. Noi vorbim de persoană aici. Locuințe. Păi discutam de locuințe. Locuințe poate să aibă. 3, 5, 9. Da, domnule. Hai să nu o dăm după cioară. Păi dacă nu vrem nici
așa, nici așa. Bă, de soluții. Nici în curul. Bă, asta e soluția cea mai bună. Cameră. Nici de îmbrăcat. Soluții. Punem în tare. Așa, dacă nu, dacă nu ne implicăm, doamne, nu facem nimic. Nu facem nimic dacă nu ne implicăm. Să începem cu începutul. Cu Bela să o ai bun. E foarte ușor așa, să delegăm pe ăștia, să aducem capra la ăia, nu ne aducem niciodată în oraș. Ușe, banii pleacă. Eu tot a stat așa, am ascultat, dar bă, că tot vrem să stăm degeaba. Asta vrem să facem. Trebuie să facem treabă, de-aia. Suntem aici. Modificați-o un pic. Până nu o să fie pubel la fiecare poartă, nu o să fie niciodată selectiv făcut chestia. Nu poți să fie chestia. Exact, asta este prima etapă, primul lucru la care trebuia să vă gândiți, după aceea să veniți cu delegația lui Bunicu. 5-6 sunt, nu mai ține voi. Nu trebuia să vă prezentați cu asta. Trebuia să vă prezentați în tehnic cu parabubel. Da, domnul Părțel, domnul de acord, eu nu veneam cu proiectul. Îmi asumam, venea gardul meu după. Băi, domn primar, dar cine ai venit cu proiectul în fața Consiliului Local? Și atunci când vini, vă spun, da, domne, urma controlului gardenii mei, am primit 50.000 amendă, 5.000 amendă sau 50.000 amendă. Și atunci ce zice? Păi stai, domn primar, păi hai să facem contract atunci. Pentru că dacă atunci mi se împuta mie când am făcut chestia asta. Eu de asta am făcut proiectul. V-a spus, așa e din august trimisa asta și tot ne-am pus ca să știm și noi, să știm despre ce e vorba. Haideți să încă o dată amendamentul, deci achiziționarea 600 de pubele, 600. Deci achiziționarea 600 de pubele, da? Prin eforturile primăriei și distribuirea acestora către populație, da? Asta este amendamentul? Supuneți-l la vot, amendamentul. Domnul secretar, vă întreb din punct de vedere juridic. Noi în momentul de față avem un proiect care are cu tot o altă legătură vis-a-vis de ce vorbește domnul Crețu. Domnule, nu există proiectul ăsta cu achiziționarea de pubele în momentul de față. Nu există pe masă un proiect de acționare pubere. Bune! De față trebuie să fie proiect separat. Ce votă? Domnul consilier, eu vă răspund. Nu, eu sunt instrumentul dumneavoastră împotriva amendamentului este să nu-l votați și instrumentul meu împotriva amendamentului este să nu contrasemnez hotărârea. Eu nu pot să-l cenzurez pe domnul Crețu. Domnul primar, dar Sage, cine-i suportă? Primăria? Cine? Sage, care... Da. Deci, vedeți, acum ați făcut o socoteară câte luni sunt și cât bani dați? N-ați înțeles. Deci a zis 4.600. Facă selectivă. 4.600. Avem obligația noi să facă selectivă. Legală. Ilegală. Și stai să ne cumpără primăria? Păi da. Pentru că omul zice, n-am dus selectiv. Pentru că n-am avut cu ce să pun. Noi să dăm obligația noastră, este să punem la dispoziție saci de culori diferite. Poate că regulamentul o să vedeți, nu? Albastru pentru cutarii. Nu te la drog. E o chestie care trebuie să o facem de mult. Chiar că e pentru saci ilegal, pentru pune pupelă ilegal. Vedeți că eu încerc vicios totuși. Încercați asta. Nu e proiect aici. Aici trebuie proiect. Nu e proiect. Domnul Costelu, este aprobat 1 miliard, vă spun sigur, pentru aducerea din restul de pubele prin primărie. Deci este. A fost aprobat. Dar nu s-au adus. Aici e problema. S-au adus 500 sau cât sunt acolo. Alea stau la puțin. Deci dacă avem 500 gratuiți, scade de la 100 de lei, ar să vină vreo 70 de lei. Cu diferența de bubeni care o cumpărăm. Nu e o sumă atât de colosală. Trebuie făcut pasul. Prima dată dăm bubeni și apoi ajungem să ne chiar. Haideți să facem un vot nominal ca să nu avem aceleași discuții. Votați dumneavoastră, amendamentul sună așa. Achiziționarea 600 de pubele prin eforturile primăriei și distribuirea acestora de îndată la populație. Da? Amendamentul acesta. A minim 600. A minim 600 de pubele, da? Bun. Haideți să vorbim.
bufere care trebuie, așa trebuie schimbat. Care nu este necesar. Poftiți, da, foarte bine. Diferența care trebuie. Păi iată, sunt multe case care are număr la poartă și nu stă nimeni acolo. Băi, dar nu e un bun dole. Nu pune număr, sunt diferența de bufere care trebuie. Foarte bine, foarte bine. A chestiunea are număr necesar de pubele, da? Prin efortul primării și distribuirea acestora de îndată. Bun. Dar unde se trece asta? În altul adițional? După ce dăm pubere la oameni, trecem la gunoi selectiv, nu putem trece peste etapa de pubere la fiecare corp. E clar. Hai, primă etapă. Da, pune amendamentul. Nu amendamentul, veniți cu proiect prin care dotăm lumea cu pubere și după aia venim cu selectiv. Nimică extraordinară și... Ăsta de azi îl respingem și data viitoare... Deci, amendamentul vreți sau nu? Nu. Nu, domnule. Dar la ce amendament se face? La ce? La tradițional? La ce? La tradițional? Că nu vă ridică nici tot. Nu știu dacă găsiți comun pe unul pus așa la milimetric. Selectiv. Nu găsiți. Păi nu, pentru că nu are trebuie la fiecare la poartă. Și atunci știi care au pus selectiv și care nu au pus. E clar. Făcut un proiect de hotărâri. Ăsta de azi de legi domnul primar, Ce o să fie niciun domeniu? Putea să ai lucrat, să-ți retrag proiectul. Nu, domnule. Tu pune la vot, dar de ce? Nu trece și gândi. Nu trece și tot aia. Dar era mai frumos să-ți retrag, nu? Nu, că dacă vine cartea de mediu pe mine, m-a amendat în momentul ăsta. Nu mi-asum. Dar nu știi că trece sau nu trece. Eu zic că nu trece. Nu pune la vot. De doi oameni aici, de chiar pe toți. Dar nu, păi dar vorbești, mă, doamne, nu de la toți, că nu trece. Eu zic că nu trece. Am zis așa, eu zic că nu trece. Asta e bun. Am o părere? Am voie, doamne. Dar suntem numai doi oameni aveți. Suntem rămași prin vechi și mineri. Când vine cartea din mediu, vine nu știu care, nu-i mai ia cu noaiele. Dar ce faci, oameni? Numai doi oameni. O să vedem, o să vedem. Nu, mă, nu votez, dar ce pot atâta? O să vedem. Doamne președinte, supuneți o dată. Da, dar amendament. Nu, în final vă susțin la domnule, votează cum vrei. Cum să nu mă susțin? A, îl susțineți. Cum să nu? Numai eu. Proiect. Sunt destui care o susțin. Condiții nu e la mine. Eu amendamentul dumneavoastră, domnule. El are un amendament. Achiziționare din... Respinge, scrie domnule așa, respingerea proiectului până la achiziționarea amendamentului. Și asta am văzut. Cum să pune la amendamentul? Avem dreptul, domnule, avem dreptul. Am dreptul să am părerea mea. Votați în pentru, cum contra. Dar cum să fie amendament de respingerea proiectului? Haideți să fie la vot. Domnul, votul va hotărâ. Bun, păi asta era întrebarea. Deci părerea mea. Bun, domnul președinte, v-a întrebat dacă se supun amendamentul privind achiziționarea sau nu. După aceea trecem la proiectul în forma prezentată. Mai era suni ca o condiție acolo de când. Păi asta e o condiție, nu e un amendament. Dar de conduce ședința, supuneți la vot. Hai, ce bun. Supune la vot, domnul Grețu, amendamentul... Nu, nu. Bun, supune la vot proiectul... Rugămintea, haideți să votăm nominal, că după aia era să avem acelea discuții. Domnul... Codre. Votați primul, domnul Codre. Da. Spuneți. Împotrivă, abținere sau pentru? Cine hotărăște acum? Împotrivă. Nu hotărâm noi. Vot, modul de votare să stai este prevăzut prin este prevăzut în regulamentul de funcționare a consiliului local. Că și ești contra, aș spus. Păi, dar ridicăm mâna pentru și vă mutați. După aia ridicăm mâna împotrivă sau ne abținem. Bun. Cine este pentru? Domnul președinte, care este pentru proiect? Unu. Ce mod să spun? Avem un drop pentru, da? Unu pe el. Ai spus că eram doi. Împotrivă? Împotrivă? Haideți să votăm. Una, două, trei, patru. Da? Avem patru voturi împotrivă, da? Și abținerii nu sunt pentru. Și abținerii. Abținerii sunt pentru. Una, două, trei, patru, cinci. Eu am numărat cinci până acum. Hai, mâna cu ziua așa. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Am văzut domnul Dămoc, da? Nu mai contează, puteți să buni împotrivă. Doamna Sabin, nu am văzut domnul Dămoc. Am votat abținere. 8-7. E, a
acum cât de repede vă grăbiți cu pubelele, puteți face extraordinară să vă treacă proiectul. 12. Foarte frumos. Tot lipsește un. Păi lipsește, doamna. Da, nu se mai putea. Exact, dar ați găzut la... Au înțeles în sensul. Nu este rea voință din partea noastră. Păi are de bază, iară de timp. Deci avem un vot pentru, o patru împotrivă și nu abțineri, da? Da. Dacă nu ai bubila la poartă la urmă. Acum regulamentul nu mai are rost să putem intra în dezbatere. Dar nu, ridicate și la urmă. A fost aprobat în ordinea de zi. Dacă ați aprobat ordinea de zi, puteți să puteți în dezbatere. Acum am trec, n-ai constituția urmă. Hătărâriți să suprăm. Până nu puțin se moară. Proiectul mărfat. Dar de unde e domnul Micinele? Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului privind colectarea separată a deșeurilor în comuna Urgeni de Zbavă. De fapt, da. Regulamentul are... Nu, nu, eu patru. Ai zis ariu. Asta e șantaj și asta. Nu, e șantaj. La deșa lui Soma. E șantaj la deșa lui Soma. Da, la deșa lui Soma. Pune unul împotriva la tine. Da, e deșa lui Soma. Prea frumesc, da, asta. Da. Poziția începe să... Dar noi da. Discuțiul urci. A, e, ușor, a, chiar vorba de poziție. Nu, nu, da, da, da. Nu uit acum. M-a ascultat un pic? Vorba că trebuie gândit că nu patru oameni. Dacă ați fost, domnul Crețu, are domnul, scotinăm ședința, azi nu facem monopol. Am văzut votul de la proiectul numărul 3, proiectul numărul 4 se referă la regulamentul privind colectarea separată a deșeurilor în comuna Horgeri. Dacă dumneavoastră considerați că nu se poate face selectiv, măcar oricum regulamentul, zic eu, nu, trebuie supus pe aprobare, pentru că colectarea respectivă se va face pe baza unui regulament specific, numai colectării separate a deșeurilor. Și atunci ați avut la mapă toate atribuțiile operatorului economic, atribuțiile noastre și toate persoanele fizice și juridice, cetățenii cu locuiesc la box sau gospodării, dar ați avut, nu mai citesc încă o dată, pentru fracția uscată, saci albaște, pentru deșeuri, hârtie, carton, în acest saci nu se pot arunca deșeuri de ambalaje din hârtie sau carton umede, deci inclusiv nici umede, deci chiar dacă este sac pentru carton, containere de, cu diverse substanțe sau materiale de altă natură, hârtie cerată, nu prea avem noi de asta. Saci galben pentru deșeurile de plastic și metal, în care se pot depozita recipiente de plastic pentru băuturi, alimente, pungi, folie curate, dopuri plastic, spray-uri, alimente, ambalaje metalice, alte obiecte casnice mici de dimensiuni. Nu se pot pune în saci produse mixte, combinații plastic-metal, seringi, ambalate și materiale contaminate cu diverse substanțe sau materii de altă natură, baterii sau acumulatori electrocasnice. În saci albi, pentru deșeuri sticlă, în care se pot depozita recipiente de sticlă provenite de băuturi și produse alimentare, corcane. În acest saci albi pentru sticlă nu se pot depozita geamuri și oglinzi, ghivece, becuri, lămpi, vase, pahare, parbrize, sticlă rezistentă la temperaturi înalte ceramice. Pentru fracțiunea umedă, iarăși saci negri pentru deșeuri mixte, în care se pot depozita orice deșeu nepericulos, care nu a putut fi colectat la deșeuri reciclabile, de exemplu produsele impregnate cu găsim, uleiuri, apă, frunze, iarbă, resturi de fructe și legume, pliculete de ceai și zaț de cafea, coș de fructe și legume, ramuri și scoarță de copac, coș de nuci și alune, coș de ouă mărunțite. În aceste containere pentru deșeuri mixte nu se pot depozita seringi, acte de seringă, medicamente expirate și alte deșeuri medicale, pământ și pietre, deșeuri din demolări, ambalaje, containere cu substanțe periculoase, baterii și acumulatori, aparate electrocasnice și electronice, becuri de orice fel, deșeuri și tot așa, tot înainte. Reprezentanții primăriei Comunei Horgești verifică conformitatea deșeurilor, de asta v-am spus că noi o să desemnăm o persoană cu care se va ocupa de
selectarea, deci colectarea aceasta, depăzărați primărie Comunei Hoceiești, verifică conformitatea deșeurilor predate de către operator, iar în care acestea nu sunt colectate conform prezentului regulament, vor aplica eticheta neconform și nu se va asigura ridicarea deșeurilor. În cazul în care deșeurile nu au fost ridicate, fiind neconforme, persoana fizică sau juridică care face vinovată de nerespectarea prezentului regulament va proceda la selectarea corespunzătoare a deșeurilor, urmând ca preluarea acestor se efectueze conform programului la cultura următoare. Eu știu, eu ce vă spun. În cazul în care o persoană fizică sau juridică a acumulat un număr de 3 avertismente de neconform, și se va majora taxa de salubritate cu 10% din taxa anuală pe gospodării. Cabinetele medicale pune pentru fiecare ce trebuie făcut. Deci este un regulament care se referă strict la deșeurile reciclabile care se vor colecta și transporta de pe raza Comunei Hoceiești. De aceea supun spre aprobare prezentul regulament. Vreau să spun ceva înainte de categoric, până la urmă, colectarea selectivă va trebui implementată și parcă într-un fel îmi pare un pic bine așa când a trecut proiectul cu actul adițional, pentru că dumneavoastră va trebui să faceți o campanie agresivă. Când spun cuvântul ăsta agresiv, mă refer la faptul că va trebui să faceți o campanie agresivă asupra cetățenilor în ceea ce privește colectarea selectivă. Prin informări, prin dumneavoastră știți mai bine cum trebuie să faceți la nivel de comun lucrul ăsta. Pentru că vedeți dumneavoastră ceea ce există în regulamentul ăsta, asta înseamnă educație vis-a-vis de cetățenii din străinătate sau chiar și din România, din Ardeal, vorbim un pic așa, educație care ține undeva de vreo 10-20 de ani. Noi trebuie să educăm într-un timp scurt o comună întreagă ca să învețe ce înseamnă să colecteze selectiv. Pentru că mă îndoiesc că acele tombe, să dea Dumnezeu să întâmple așa, oamenii să pună chiar cum scrie în regulamentul ăsta și veți vedea că automat spune, se vorbește și despre sancțiuni acolo. Cred că un angajat care să supervizeze va fi imposibil, mai degrabă 2-3 care să apuce iară să le așeze acolo, nu știu. Deci, dar ăla când vine cu mașina și stantul, se uită în sac. Și automat îl pune bulina, că nu-i corect. Nu-l ia. Și nu-l ia. Și nu-l ia. Am terminat. Și atunci ce vii iarăși? Ce ce faci pe el? Îl întinde că-l ia. Păi ia, dar dacă e regin, cum e la punti? Îl lași în punti, dacă e regin. Cum e la punti, acum mai ai la punti. Eu mă regin. Dar om acasă, fac ele ce faci. Dar om acasă. El e din poartă și nu-i cum nu-i poartă. Dar din poartă, domnul consilier, dacă îți fac ele ce faci. După ce se dă cuvelii pentru menajer, este amenajat acum pentru asta, să pun cuvelii sub plouă, pentru hârtii și nailoane și articele. Abia că vom anexa cu documentele și sunt puncte de așa. Păi da, și dacă el pune și alte sticle, de exemplu, domnul primar, dați să știu, mie acum vorbim că regulamentul prevede acolo la colectare sticlă. Să pun sticle numai din ambalajele alimentare, borcane și sticle. Nu au fost băuturi cea mai de ce. Sticla de geam să nu se pun, sticla de origlindă, aia unde se duce? La menajer. La menajer? Nu. Pe unde? Doamne, mă! Adică spune că alea cu frunze și cu nu știu ce, să le spui în sacul negru și sticla s-o duc la gunoi menajer. Eu nu-i mie, se pare că chiar asta-i făcut fără cap regulamentul ăsta. Pentru că menajerul ăla se duce că a făcut cu noi în toată lumea și la noi să va face cu noi din ăla de sacul negru. De-aia spune că pui tot ce-i organ. Păi și pui sticlă? Nu pui sticlă. Păi te-am întrebat acum, domnule. Nu pui sticlă. Domnul meu, sticla din geam și oglinda spartă, unde o pui? În care sac? Se le merge de construcție. Acolo unde se pune gunoiul de demolare. Ca și cărămida și altele. Nu este imposibil cu toată lumea. Nu este imposibil. Nu, deci, acum când de revizi, vă trebuie extraordinară cu berele și ăsta trei. Ai cuvântul, domnul Crias, ai auzit, nu? Când de revizi. Nu fi eu, nu mai din nou, nu domnul, dați-vă, domnul.
Deci avem aici în acest regulament și chiar s-a căzut pe ceea ce am pus eu mai înainte. La articolul 12, constatarea abaterilor și aplicarea sancțiunilor, avem așa, la articolul 12, în cazul în care o persoană fizică sau juridică a acumulat un număr de 3 avertismente, i se va majora taxa de salubritate cu 10% din taxa anuală de gospodărie. E gospodărie. Amendamentul meu ar putea să sune așa. În cazul în care cetățenii de bună credință vor amesteca. Vor pune aceste... Deci vor pune aceste deșeuri pe categorii. Se poate face o stimulare a celor care, într-adevăr, sunt conștiincioși cu 10% din taxa. Vă poate da o coroniță cu stoi. Nu, coronița ne dăm noi. E foarte greu. Domnul președinte, Lasă-ți povestea. Nu faptul cu omul ăsta, nu conduci cu tine ședința. Să fii prominte de mine. Prima oară când conduci, trebuie să deci, așa m-a speriat pe mine, mi-e șofi. Săracă! Când o veni prima dată, Hai, domnule Fițeliu, că a fost o victorie a opoziției, hai să o facem și pe noi. Nu e a opoziția, a fost doar cu... Dar cine e opoziția, domnule? Dar vezi, cei care le frică de continuare, se vedea în altceva. Deci, chiar spunea domnul Costin, chiar mi-ați plăcut, o să fie foarte greu să implementăm în conștiința omului selectarea. Nu e imposibil. Dacă foarte se face bine. O campanie corectă? Dacă se face o campanie corectă. Și noi va vine și cu un amendament prin care omul ăla care se duce și își ia de acolo deșeuri, că avem om care trebuie să-l angajăm pe care se ducă să verifice. Domnul am trecut vitabil. Omul ăsta e corect. Și e greu să-i dăm un 3% jos? E mult mai muncă pentru funcționarul public. E muncă multă de contabilitate. Multă contabilitate. Aici e problema noastră. Mulțumesc. Ați notat. Ați notat 10% 3. 3 sau 10%? Eu zic 3. Avem 10 din coa și avem de 1. Deci lăsăm 3, da? Nu-i așa. 3%. Dacă 99% trebuie premiat și numai 1% sancționat, de unde foarte bine. Nu-i vorba de premii, dar îi pune dacă n-ați voie. E vorba de dacă mai ești la taxa de salubritate, dacă tot faci. Nu mai ești. Păi eu ce aritmetică faci mai. Întotdeauna noi am fost foarte comos și suntem... Nu, domnul, eu n-am trebuit. Nu vreau să-i stimulăm pe cei care, într-adevăr, merită. Ba da, ba da. Nu vreau să-l mă oară pe pierea mea. O să fie foarte greu să-i altfel, domnule. Aveți cuvânt. Tot e până la bani. Gata, gata. Cam ce spuneam eu. Noi, dragi... Bă, am venit gata, la alții de gata. Gata, domnule, așa. Noi o să fie impecabil selectat, deci omul ăla, zice o persoană. O persoană va fi, ar trebui practic, să stea acolo non-stop, să o supravegheze și ne duce la platforma respectivă. Vreau să facem un exercițiu de imaginație, să vedem, nu ne-ați specificat unde ar veni amplasate cele 5 platforme comune. Chiar aș fi curios să văd unde v-ați gândit că, de exemplu, când vorbim de peturi, peturi ar trebui să se adune cantități serioase, că astea le găsim cu toate șansurile. Adună... Apele. Le adună apele, dar acum adaug să le adună cetățenii în sat. Le adună cetățeanul din capătul dealului. Cum face? Ia sacul în spate și pleacă cu el la platformă? Așa, cam așa o să decurgă? Așa vedeți? E concret. La Bacău, cum e la Bacău? Ca să facem ca la Bacău. La Bacău e Soma și e același de sac. La Bacău. Concret. Unde vor veni cele 5 platforme? Chiar sunt, unde v-ați gândit că să le amplasați? Și concret, cum vedeți cetățeanul? Ia sacul de sticlă, de peturi în spate, le aduce pe termen lung lucrul ăsta, pentru că
Eu nu văd așa ceva realizabil. Dacă aduci pivelii, rămâne astea, tomberoanele astea depus în funcțiile astea. O să zic, nu inventăm noi, da? Acum să te adăugăm la o să trecem să cu noi. Acum rămâne. Așa se făcea și în Italia. Am mai civilizat în România. Acum le dau amendă, nu se văd. Deci fiecare cu o platformă de aia ca să adun pe. Are platformă, o să trebuiască să iei. Platformă serioasă ca să fii să aceea pe pentru. Păi nu sunt o pentru. Tesera, până atunci nu se face. Hai să vedem, chiar să vă spun unde o să fie locurile astea, platformă. Asta e bulevardul cu sarele, nu vă faceți probleme. Nu o să fie el dumneavoastră. Eu să vă o poziție cu primarul. Care se mai întreba cu bani? Eu aștept răspuns la întrebare, unde să fie amătă la fără. Asta cu care, după ce dă pubele la oameni, aici o să rămână. Pubele la domnule, unde duci? Deci nu vine mașina să-ți ia de acasă, sticlă, metru. Unde au fost pubele de acum, o să fie un singur centru pe sat, ați auzit? Nu, un singur centru. Nu e obligatoriu. Asta vă sunt interzi, câte centri? Și de unde e hectarul ăsta primărie? Trebuie dacă zici cu scandă. Acum până nicio glumă, când proiectul s-o note recorde. Dacă n-ar fi scriptologia asta ca să faci serviciu, ca să obții licență, ca să nu știu ce, până la urmă s-ar putea cu ori două remorci, cu ori să strângi odată pe urmă și să fac se lucrezi. Nu vor. Dar l-au deja. Păi nu că au vrut să facă. Au vrut să facă, l-au făcut. L-au făcut deja. Și atunci o să aveți un motiv când găsiți comuna plină de hârtii și de de. Ce o să facă ele, ce o să facem noi, să ne aliniem cu alea deocamdată, să avem noi pubenii la poartă ca toată lumea. Și apoi ce facă ele, să facem noi. Nu inventăm nimic, nu. Copiii am de la ei. Roata s-a inventat de mult. Noi nu o folosim. Nu o dăm de-a dură. Hai să mai scrie la cuvânt. Depinde cum îi unsă. Domnul... Gata, nu-ți mai spune. Supun la vot proiectul numărul 4. Dacă nu-i unsă, stărți, nu? Așa că e corect. Amendamentul nu mi l-a spus domnul. N-avem înțeles la amendamentul. Puneți la vot amendamentul domnului Crețu. Ce-i care prevede că în cazul în care cetățenii vor depune deșeurile corect pe categorii conform regulamentului, vor primi o stimulare de 3% din contravaloarea cu clientela. Din contravaloarea taxei. Pentru. Pentru cum se uită în stângă. Trei voturi avem, da? Se uită să vadă cum votează restul lumii. Împotrivă? În voturi împotrivă. PSD-ul a trecut. 3-4. Diferența te rog frumos să l-am în Deci amendamentul domnului, îl mai spuneți o dată la vot? Da. O trecutem la vot amendamentul concret. Care e pentru? Deci a fost respins amendamentul, da? Eu am pământ sunt împotrivă. Păi da, ridică mâna, domnule. Împotrivă, domnul Democ, împotrivă sau abținere? Abținere, a stricat. Abținere, da. Abținere și eu tot la abținere. Două abținere și iar suntem cu 12. Nu, păi stai un pic, mai am noi. Eu cu proiectul de venit cu amendamentul, doar că nu l-o votăm. Pentru regulamentul... Păi da, prima te votat, ești cu amendamentul. Domnul președinte, dar nu v-ați făcut deloc impus în fața domnilor consilierii. Dumnealor știu că vociferează, îi place un pic de Caterin Câr. Dar când e vorba de chestii serioase, chiar vă rog frumos să vă impuneți în fața domnului. Impuneți-vă, nu poate fi spus, dumneata, dar
aveți această... Vorbim de scoate, din ce partea dreptul, ce vrei. Păi, mai puneți o dată la vot să vedem încă două voturi unde este acum. Care pe pentru regulament. Pentru regulament. Împotrivă și abține. Pentru regulament sau pentru regulament. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avem acum. Avem 11. Împotrivă? Împotrivă. N-avem niciun vot. N-am avut nici primat. Și abține? 3. Deci 2. Două. Trebuie am mai pierdut unul. Șapte, negru, mii de trei. Ești împotrivă sau? Nu, abține, nu pot. Abține. Trei, unii trei. Trei, ies alea trei. Acum ies, dar nu cu trei. Nu, nu ies. Iar e 15. Deci, domnul secretar, ceva nu interesează de absolut. O paranteză. Problemele astea care le aveți cu număratul și cu astea. Masa a fost lată normală la început, se vede foarte bine, nu serios, s-o lea și s-a dat la loc. Și atunci vedeți foarte bine, se vede și președintele, vede pe toată lumea, care ridică, care ridică. Am înțeles. Ia adună și mai grămadă, nu mai putem să facem. Băi, au fost trei abțineri și împotrivă niciunul și atunci... Diferența e pentru și să mai stai de ei. 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 Eu am propus atunci când sunt discuții să văd în luminar și... Da, domnul secretar, la diversa. Cum tu cinci? Trebuie să văd pe care la cibii. Așa, așa. Da, eu. Hai să zic. E reprezentat. O să vă rog să ne prezentați situația la zi a ziua proiectului Apu Canal și motivul pentru care n-a fost demarat licitația până la acest moment. De ce n-au fost amplasate cele topogane, locurile de joacă care au fost achiziționate și erau promise până la începerea anului școlar? Ne spuneți dacă au fost achiziționate calculatoarele pentru școli? Să spuneți dacă cei de la constructorul drumului județean când vor veni și cu cajele rutiere, pentru că e nevoie de niște treceri de pietoni mai ales la școală acolo. Mai rutier de Dunga pe mijloc, nu suntem lumea treia noi. Până la variantă este Dunga, la variantă scurorte. Nu mai pune Dunga pe mijloc. Nu, dar de asta nici eu vorbeam. Și vreau să vă întreb, pentru că la sfârșitul lunii iulie statistica zice că comuna Horgeș este comuna cu cel mai mare număr de asistat social, deci oficial. Și să spuneți ce măsură ați luat în 3 ani de zile ca acest număr să scape. Da. Pe care a ridicat primul mâna eu, domnul. Nu. Îmi pare rău. Vreți să plecați? Domnul primar. Nu vreau să plec, nu. Vine iarna. Bun. Rugămintea personală a oamenilor să luați legătura cu pădurarea ăștia, cu ocolul. Dacă se mai deschide un parchet, ca să nu le e privat ăștia care după aia scumpărăm noi cu scurturi de grijă cu ei. Și al doilea punct, drumul pe dealul Bradului l-a rupt apa, așa a fost făcut odată de ăștia care am plătit fiecare. Da. Astea de la drumul și poduri. Așa, și l-au rupt apa, că au plouat vineri, atunci când au plouat. Așa. Și nu mai avem pe unde de transporta și noi porumbul. Sau, mă rog, că începe lucrările cu toamnă, arată sămănatul grâu și mai fiecare. E, atât am. Da. Da. Doamna Sargă? Da. Medicul de familie de la noi din zonă. Da. Câteva lămpi pe masculi. Din locuit, da? Și de plus. Dar plus, achiziționare de lucru. Când șoferul pe două de excavatori în concediu se poate angaja altă persoană, să nu stea da. Așa.
cu fântâna de pe Valea. Am înțeles că s-a rupt și cumpărat. Din câte am auzit eu, s-a rupt și cumpărat. Nu am văzut. Nu am văzut. Văd că ar domnul Crețu aici, la Vale, nu se face. Eu, domnul Crețu, ai un tub mare, așa? Nimeni și unii. Nu era. Se gândea, nu se gândea, nu mă ce să mă întâlnim. Nu, vorbeți serios. Dar ne uităm la cote, la dimensiuni, la diametru. Luați diametru. Exteriorul nu contează, interiorul. Interior, da? Interiorul nu trebuie ca să aveți o activitate în frântă. Și de reparat drumul la biserică, zic, iau legătura. Mașinile cu mașina cu tine. Am văzut speciala de la doamna Macari și cam pe toate, cum arată. Ați făcut o promisiune de acum două luni. Da, 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 mulțumesc. Da, uite, domnul Șoavi. Deci să ne răspundeți când începeți cu toaletele de la Recea și de la Răgătău. Și dacă vă mai încadrați până la 31 decembrie, că e vorba de bani aici, care se vor întoarce. Era bine dacă găseați da, da, da. Firmă mai mare. Hai, acum, îți răspund. Centrală termică mai puneți la, la Recea. Cum am vorbit și cum am alocat bani. Nu spuneți. Și cu ce spunea și doamna Sabi? Vă mai apucați de pietruirii? Ne mai garantați ceva sau? Spun. Domnul Bugnaru? Da. Nu v-ați uitat ideea? Nu, a fost uitat. Rezolvăm o dată problema aia la galeria acolo. Deci, șanțul, un club, vinimălul, așa bucuros eram că rămăsesem pietruit medianul acolo. Și acolo mânit iar la plaia. Pentru că nu este, din agudării trebuie preluat, făcut un șanț, să ducă direct în râpă. Să nu mai iasă acum. Deci, vinim din agudării, să vede clar pe unde vine apa. Făcut un șanț cu tub pus, cu ceva. În tub ia da. Și altă problemă. La Răcătău sunt niște uliți care n-ați mai ajuns cu balastare. Da, s-a discutat acum asta. Dar acum, dar nu pățeam. Și la Vintilă problema care tot văzut domnul Daniel de atâtea ori, mai spun și eu o dată, că tot ne spun oamenii. Da, acolo. Da, le alea care le-au luat apă, care le-au mișcat. Acum iară mai e aproape că... E aproape? Da. Unde? A? Că am înțeles că s-o și defrișat. Acum mai vine și râpa. Eu, domnule, eu. Poți? Deci s-o defrișat ca să rupă și râpa de tot. Acum a fost ideea asta. Vă răspund, hai, nu facem dialog, vă răspund. De la... Da. Domnul Costin, cum e tehnică? Acolo să vină poate. Două probleme, așa, da. Domnul, domnul secretar, vă rog frumos să vă uitați în codul administrativ și în regulamentul de organizare funcțională a Consiliului Local. Eu, din câte știu, stabilirea faptului că se poate vota prin nominal, cu vot nominal, stabilește președintele de ședință în afara celor care sunt în mod obligatoriu prin vot secret. Exact. Deci nu se mai supune la vot. Și ca să nu mai fie balamucul ăsta, președintele de ședință, dacă vede că e atâta rumoare în sală, va spune, domnule, hai să votăm nominal. Și a strigat catalogul să spună, da, nu, sau până... Aveți prevăzut asta pe regulamentul aprobat. Știu, dar de când întreba da, cineva mai, cine aprobă? Nu trebuie aprobat. Președintele de ședință este cel care stabilește politică. Miliția ședinței și inclusiv modul de votare. Și a doua problemă, serviciul ăla îngrijirii bătrân la domiciliu, noi am aprobat ceva din câte știu. În ce stadiu se mai află proiectul ăla? Pentru că probabil că este necesar. Am văzut chiar și un întâmplător de la radio, de la TV Bancă, un caz din Bancă. Nu știu că dacă neapărat prin serviciul ăsta vor fi înlăturate toate nemulțumirile, dar oricum, ar fi un pas în mâine. Toată. Ai spus ceva la diverse tine? Suntem în legătură cu cazul din Vazga, ca să mai avem și insistat, dacă putem să o ajutăm cu... Știrea asta dată pe... Nu știrea asta, dar insistat și aici să discute și în Consiliul Local. Pentru că totuși acolo a fost o problemă, că pentru grant, pentru a-i se acorda grant, a fost comisia acasă. A fost de la primărie mașina, a dus comisia. Și totuși comisia nu i-a acordat grant, nici gradul 3 măcar. Adică nu-i dăm bine. Niște medici, probabil că ei au stabilit. Da. Și atunci chiar rămâne cu... Da, da.
Sunt cadre, atunci dacă... Fii cineva care se angajează să îngrijească? Da, să se facă servicii și atunci, că n-are rost. Din partea primăriei la inițiativa Consiliului Local să facă o reclamație la Consiliul Județean sau o solicitare să se tragă, domnule Dunga, asta prin mijlocul drumului și de la variantă încoace. Suntem tot drum județean. Nu mai știi tu, efectiv, la variantă e altă țară, când noi ești Hoce, s-o rup firmă cu tot. Face drumul dublu la Roma, deci nu mai știu prin Nănești. Și nu mai știu. Domnule, crede că intră pe A4, domnule. Și apoi, și mai este o problemă. S-a dus piatra, a dus-o apa la vale. Sunt mai ales o ridicate într-un fel, dar să intrăm cu undeva șanțul de între Moară și prima uliță, nu se face șanță. Nu sunt la dispoziție oamenilor un buldog, poate n-au bani să amărăți, face șanță, stau oamenii în drum acolo ăsta. Este drum de Zodian, nu știu, în partea dreaptă, nu chiar nu știu cine stă acolo. Nici noi nu știm. Deci nu este șanță, nu stau apa trece în locul. Domnul primar, și eu am o problemă. Demarat proiectul ăsta cu asfalt pe la orice dor, cu mânge la trebuie să spui cartierul care... Unde sunt generatorii la asfaltul? Păi eu oamenii sunt pe asfaltul, domnul. Putem? Pune oamenii să pup pe asfaltul. Nu i-a pus nimeni, domnul. I-a pus cineva să pup pe asfaltul. Acum de ce vorbim? De sincer și eu la cupa. Și eu la cupa, dacă pune și la noi. Chiar nu. Și eu la cupa, la cupa de mult. Asta e... 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 Ați făcut asfalt numai în comuna unde stați dumneavoastră. Da, așa-i cum, da, și culmea că vă puși dalele tot pe partea mea, că așa-i primar, da. Haideți, dar nu știu ce-o mai făcut asfalt. Mai este atât? Nu mai terminați? Domnul primar, nu mai spun, nu mai spun faptul că n-ați luat legătura cu Renelul ăsta să mai curățim un pic vegetația asta. Cu Renelul? Da, și o ședință a fost. Renelu? Băi nu există, Renelu nu există. Cum n-ar bani mai spune că acum s-au împărțit în două ușă. Așa. Și ziceați ceva de ocupul trapezoidale. Da. Cu care să încercați să faceți șanțuri. Pentru cu asta dreaptă și sunt de acord. Da. Nu se poate. Corect. Ați achiziționat-o? Imediat vă răspund. Mulțumesc. Da, Domnul Dudulică, vine iarna, mi-a mai spus și domnul Daniel că vine iarna, în adevăr, ne gândim cu... Normal, trebuie să vină iarna, îmi sperăm mai târziu. Referitor la lemne, vreau să vă spun, am din discuția purtată cu domnul Mihai Florescu, să deschid un parchet la Răsturata. Nu știu exact și esență și cum au, e și doar legătura cu domnul Mihai Florescu și... Așa? Nu, n-am întrebat în esență, că nu... Atât am zis, că zice, domnule... 20 metri cu... 20 metri cu gata. Așa. Nu știu dacă numai 20. Numai 20? Atât, da. Nu știu. Drum la... drumul pe dealul Bratului, într-adevăr, au făcut... Ne-am vrut să ajungem cu buldo nostru, dar nu s-a putut interveni acolo. Și am venit cu ideea să intervină Dorel, s-a discutat Dorel Turcan cu cei care se ocupă de drumul județean. Dumnealor lor au intervenit, au urma ploii, logic, s-a trecat iarăși. Acum trebuie să intervenim noi, că ei bănuiesc că nu mai intervin a doua oară. Tot să-l facem, dar cu pietruirii e mai greu, că mai avem de pus piatră prin sat. Asta e ideea. În momentul când, și aici o să răspund și pentru partea cu balastare, deci după ce am încheiat
recepția cu balastare, prima balastare. Uite, domnul primar vorbește și nu mai ai cui dacă... Acum nu s-a atins, noi. Așa? Am primit oferte, mai greu de data asta, suma cel mai mic, mai greu să... Așa, am făcut propunerea de achiziții, adică am avut beneficia, noi am venit cu prețuri mai mici, cu oferta noastră, așteptând să ne, dacă ne dă acordul și să încheiem contractul pentru partea de balastare. Medic de familie. Sunt să vă spun că începând de mâine, dacă nu puteți, chiar și de azi, da, oficială de mâine, discandarul Recăsău va avea ca medic de familie pe doamna Pușcașu. Nu știu exact programul, eu în săptămâna trecută am făcut un act adițional cu doamna, în care discuțiile purtate mi-a garantat că ne ține personalul atât de specialitate cât și auxiliar și se va ocupa, am înțeles, 3 zile pe săptămână, va fi la dispensarul de la Răcătău. L-am depus. Da, nu știu dacă o să mai luăm. Ideea este că, nu știu, într-o seară, nu știu, de, ba da, sâmbătă trecută am fost la un eveniment la Bacău și m-am prins întunericul pe la Buhoși. Cred că am mai spus chestia asta, domnule, întuneric bec. Da, nu ar veni și un bec. E un bec, la lasă care becuri, că eu l-am la 4 sâlpi, la 3 sâlpi. Fac economie, nu? Când am arăt pe asta, chiar vorbeam, zic, bă, ce econom e, așa. Când am ajuns la noi, aproape sârb la sârb. Da, dacă mai sunt nevoie și sunt locuri unii trebuie să le punem, mai ales intersecții, ca să fie. Referitor la șoferul de la Buldo. Principiul meu de a vedea lucrurile este că el, fiind luat în primire, ar trebui să umbli numai el. În momentul când mai multe moarte, fiecare dă din colț în colț. Și eu când sunt urgență, domnul? Săptămâna asta sper să nu avem nicio urgență. Îl chemăm până la urmă din concediu, dacă este vreo urgență mare, 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 mare. Să că l-am sunat eu. Dacă da, acolo s-a făcut un canal. Da. Și oamenii toți treceau pe acolo cu căduțe. Așa. Cu struguri, cu pământ. Da. Acum nu mai poate să treacă din cauza canalul care l-a făcut. Păi am... Nu apa. Nu. Aveți adeptate. Am eu spus și cineva, un cetățean, da. Problema este în felul următor, că am mai avut o chestie și aici răspund și cred că nu știu cine mi-a spus, dacă am luat cu patra pizoidală, da, deja am supus-o în funcțiune. Am început să punem podurile, pe care, tuburile pe care le-am luat de aici din stație. Am pus la spânul acolo și iarăși o problemă, imediat cum a venit prima apă, o luat pământul care l-am pus noi deasupra tubului. Ar trebui, bineînțeles, cu o idee, să punem placă. Facem și placă și e destul de complicată. Deci ploile trecă. Apropo de tubul, da. Am văzut cum cei de pe drumul județean îl iau. Nu l-iau. Da, le-au scos. Tubul ăla mare, mare, care era pe așa, deja l-au încărcat în... Bine, era să fie la noi. Bun. Mai aveam... Atenție! Da. Revin și la asta. Împreună și eu și doamna Vicii, noi am discutat cu cei de la care se ocupă cu executantul. Dumnealor nu sunt executantul, deci cei care sunt proprietarul ăsta sunt cei la drumul județean. Am avut o discuție într-o zi când au fost în teren cei la drumul județean, domnul inginer Iercuță care se ocupă, se vorbește la nivel de direcție și ne dăm un răspuns dacă să ne dea sub formă de custodie, să ne dea în fel ceva. Dați-mi voi ce să răspund. Deci toate tuburile alea de 50 sau de 500 care sunt în Sohodor, în Recăpuță, pe drumul județean, în sale comunii Hodiești, luate de către fostul primar Bujor, de la Egar Mir, care au fost la drumuri, au vorbit cu el, cu Hanga, cu nu știu ce, cu cum s-a descurcat. Și noi cu ei și ne deci toate nu sunt în evidența drumului județean, n-au cum să fie ala ei. Deci drumul, fondul de la Sohodor... Eu n-am avut nimeni să știu chestia asta. Nu, dar eu vă spun eu că așa este. Cu domnul, ei n-au făcut de... Să nu-i mai ia. N-au nici măcar, că le putem folosi. Nu, dar vă spun. Păi asta am zis, din ideea asta, să le putem lua și n-au făcut nici o cheltuială drumul de județeni. Iar e gradul... Dacă nu le au... Fântâna de la Valea Fântânii, domnul Crețu, o să mergem să vedem... interiorul, diametru și să vedem dacă ne puteți ajuta, dacă ziceți dumneavoastră. Eu încerc, dacă se poate nici o drumul la biserică, într-adevăr, s-a stricat acum iar, că am fost eu acolo și l-am călcat și l-am văzut.
Așa și păi totul pleacă de acolo, de la, așa, la toaletele Cătău. Am semnat contractul și Recea. La Recea e mai un pic mai... Deci prima toaleta Răcătău e dată deja autorizația de construcție. La toaleta de la Recea și centrala termică, că sunt același corp de clădire, n-am avut o problemă în care nu este recepționată clădirea. Ne-am dus să facem la OCPI, să facem și ne-am spus, domnule, da, o proprietate. Păi n-am. Păi și cum? Există și nu există? Nu, nu mi-a făcut cum deci. Dar școala Recea mi-a făcut cadastru. Da, școala Recea, n-ați înțeles. Dar n-apare prelungirea bradului acolo, corpul respectiv. Deci, și acum să facem un proces verbal de constatare și să dăm drumul, deci nu ne-au dat, deci ca să știți. Deci dacă tău, zic eu, mâine dăm drumul la... Dar la Recea se poate rezolva, nu e o piedică asta, nu? Ba da, dar o durat, m-ați înțeles, deci... Dar cu centrala, că am văzut... E aceeași situație. Am văzut, s-a eliberat camera aia de la unde au fost, unde vreți să montați centrala până la urmă? Pe unii, tot acolo. Că am văzut că s-au eliberat toate cărțile de unde era biblioteca. Păi acolo va veni holul care trece prin... Polul cu WC-urile. Păi pentru vol. Nu, e același lucru. Bun. Deci, la Răcătău v-am spus, mâine am dat drumul la, să dăm drumul la, să plătim la ISC, ne dă acordul ISC-ului și dăm drumul la ordinul de începere al lucrurilor. Acolo noi spunem constructorul de 3 luni de zile, da? Dacă au să pornesc, e important e partea de exterior să se apuce, da. Că interiorul se mai poate lucra și exact. Să mai dă frig. E vorba din bani, da. E mi-a explicat. Nu am, eu am spus altfel, un termen mai simplu, eu am spus chiar 75 de zile, deci undeva 15 decembrie, că după 15 decembrie știm că vin sărbătorile exact. Și, exact. Și ministerul lucrează, că, na, am zis, ne grăbim bun. Așa. La galerie. Apa respectivă, într-adevăr, au venit pe rigola pe care au construit-o ei. Să facem noi ceva, să prerom ce vine. Noi am zis că fac ei podul acolo. Ați înțeles? Sincer răspund. Păi, nu are nicio treabă. De acolo am dus tubul. Acolo mă așteptăm. De pe deal prin Agudării. Da. Trebuie să-l punem întâi. De acolo mezișul care vine pe Agudării, cum ar veni, și ălaltul să-l curățăm să vedem cum modalitatea. Sau să facem un pinten, cum se spune. Da, poate să facem cu ei. Canal prin Agudării până mai sus, da, să vină să o preia. Până la pod. Da. Noi am dus podul, noi am vrut să-l punem ca idee, dar o zic că ăsta, adică părerea lui a fost în fin moale, facem mai rău, facem și nu rămână da. Malurile, să desusurpa malurile. Un top de ăsta trebuie la Budău, Anton, acolo, că de începe asfaltul. Sus. E zis așa că apa care vine de la deal, de la de data, Priet, na. Să treacă prin tubul ăsta și să vină prin... De data asta, dacă îmi dați voi, chiar acolo, chiar nu mă așteptam, urma ploilor o să fie afectat acolo. Chiar dar au venit la vale, au venit balatul. Nu, bine, au venit balatul, dar nu a afectat asfaltul, s-au dus spre canalul respectiv. Da, dar e un stup. Nu, îngrijirea cum bătăm la domiciliu. Noi am demarat proiectul respectiv. Suntem încă în situația, știți că am aprobat pe consiliul local crearea spațiului, nu se găsește la deocamdată, n-am găsit cineva ca să putem da drumul să acredităm serviciul, ne trebuie un asistent social cu studii de asistență socială. Superioare. La nivel, nu? Superioare, da. Superioare, da. La nivelul nostru nu avem, superioare. Mai să dăm un punct căutări. Aveți nevoie la nivel de primărie? Da. Să facă un contract de colaborare cu noi. Ah, de colaborare. Dar nu angajăm. Da, dar o să plătească din... Da, din ianuarie, o să plătească direcție sănătate. Bun. Așa. La galerie cu podul și podul la vintilă. Eu, înainte de a mă aduce la cunoștință, am discutat cu Costel Mihalache, mi-a explicat. Era foarte iritat când s-au dus cei de la ANIF să tai... salcâmi de acolo pe mare și acum domnul primar, dar au tăiat sacrămul și nu au mai venit. De fapt, el am sunat la ANIF, au zis că n-au, i-am, domnule, dar am făcut acolo, ați tăiat și mai rău am făcut, mai că lăsăm așa și mai stăteam, mai țineau salcâmii respectiv. Au zis că n-au, mai au lucrare la roșii ori și
vin maxim două săptămâni, vin, domnule, să nu intrăm pe frică, să putem să turnăm betoane, că altfel dacă nu se mai turnăm betoane, tot degeaba, acolo. Exact cum e situația de aici, de apă, de la podul nostru, e în proprietatea dumnealor și nu mai pot să intervină și acolo. Domnul Dancă, 252, da? O linie pe mijlocul drumului. Eu, din câte știu eu, nu pot să zic așa, am înțeles că anul viitor, așa, să mai toarnă un covor asfaltic și de începând de la, de unii rămâne de la Mâncăială, până la variantă. Și atunci bănuiesc că o să vină cu toate marcajele, cu tot, cu tot. E așa strâmba cu pipiți. Da. S-au pus probabil că trei mașinile astea mari, acum au uitat, sunt... Dar fii tu sărătos, e trecută, ca făcută. Da. Nu e trecută, ca făcută. La Ion n-am făcut, deci recunosc chestia asta, că n-am uitat, recunosc, am ceva de asta. Cu 4x2 egală, v-am spus, am șuput-o, dacă erați atent, ați aprobat prin rectificare, ca să se putem să plătim. Referitor la tractorul, am făcut achiziția, așteptăm să ne vină, deja s-au făcut licitații pentru tractor, îl aducem și îl punem la treabă, dacă dă Dumnezeu, să ne prindă sezonul rece cu tractorul în curs. Domnul consilier, ședința s-a încheiat.